Bună ziua, oameni buni! La un nou podcast, un nou invitat, un nou subiect. Foarte mulți mi-au scris pe rețelele mele de socializare că aveți tot felul de afaceri sau aveți o pagină de Instagram sau de TikTok și vreți să mă întrebați cum puteți să faceți ca să aveți mai mulți urmăritori și cum ați putea să vă promovați afacerea. Eu dând scroll pe TikTok, mai am așa câteva persoane care îmi plac cum pun problema și cum analizează lucrurile. Una dintre ele este Patricia Tri. Bună, Patricia! Bună și mulțumesc de invitație! Patricia, am văzut că n-am discutat înainte, n-am întrebat exact ce face dar mi se pare că face un fel de digital marketing și face analiză la niște pagini de... nu? Da, pentru asta am devenit mai cunoscută, ca să zic așa, pentru analize. Dar ca bază asta fac, digital marketing, Facebook, Instagram, TikTok, platformele astea de socializare. Deci ești un fel de manager de platforme de socializare sau ai o firmă cu care da, se fac, ocupă de? Fac și pentru alte companii, dar în același timp fac și parte de training. Deci, fiecare care are nevoie. Dacă are nevoie de cineva care să-i facă practic, nu știu, parte de reclame, parte de postări, scripturi pentru video sau așa. Ne ocupăm și de asta dacă e cineva care, de exemplu,. Ne să ocupăm facă... adică sunt mai mulți, da. ai mai mulți colegi. Da, da. da, da, da. Și e firma ta, sau. A da, da. ah, super, bravo. Sau avem și parte de training, în care învăț, eu nu știu, poate e cineva care are o afacere foarte la început de drum, nu-ți permiți să plătești pe cineva bun, acum sunt și cazuri în care plătești pe cineva și el angajează alți oameni. Depinde de ce buget ai la început. Da, și la început eu întotdeauna sugerez mă învață tu, că înainte să nu știu, ai afacere de milioane, trebuie să știi cumva tu, asta e părerea mea, trebuie să știi cumva tu toate arile afaceri. Tu parte cine? Tu director, tu patron, tu, tu cine? Tu cel care deții afacerea. Trebuie să știi tu parte de marketing, parte de management, parte de operațiuni, de nu știu... cum îți faci produsul din ce în ce mai bun și așa și apoi dacă vrei să delegi, da, delegi, dar prima dată trebuie să le știi tu la nivel de expert, că altfel nu poți să le delegi ca lumea cât de bine trebuie să le știi? Adică tu ca patron sau ca, ca un investitor care își deschide o afacere, cât de mult ar trebui să știe marketing, cât de mult ar trebui să știe vânzări, sales, cât ar trebui să știe management, până la ce nivel? Părerea mea e că ar trebui să le știe la nivel de expert. Înainte Și atunci de ce, mai ce de, ce mai are nevoie de oameni să-i angajeze? Păi că n-ai timp să le faci chiar pe toate. Și atunci ei, nu știu, te expertizezi pe rând. Clar nu poți să le știi pe toate de la început. Dar nu știu, ai pornit afacerea, toți pornim cu stângul, cu dreptul, cum putem, așa ne tragem pe coate și le înveți pe fiecare pe lângă, pe măsură ce ai învățat-o pe una, bine ai delegat-o, ai dat-o mai departe și te ocupi de următoarea, următorul departament, ca să zic așa, ai învățat marketing, ok. Da, dar in... în timpul ăla când mă ocup eu de marketing, poate că celălalt departament de ber prost că ocupându-mă eu ca patron de marketing, n-am timp să coordonez, să supraveghez și alte departamente, știi? Eu gândesc altfel și după 30 de ani de, de business și după zeci de milioane făcute eu zic că un manager sau un patron un lider n-ar trebui să știe nimic ar trebui doar să își aleagă cei mai buni oameni să îi pună în cele mai bune poziții și să îi coordoneze pe toți deci el trebuie să fie un lider un coordonator. A oamenilor să identifice cel mai bun om pentru cea mai bună poziție știi părerea mea da, știi? Da. într-adevăr trebuie să știi un basic de marketing de sales pentru că în momentul când am lucrat pe, mai ales pe firmele noastre de IT sau pe astea când am făcut câte o promovare a unui produs unui soft mai ales în afară sau ceva. Normal că am căutat să găsim o strategie de marketing și atunci am chemat o firmă de asta care e specializată pe chestia asta, dar eu deja aveam niște idei, pentru că dacă tu nu-i dai niciun fel de idee, el știe marketing în general, nu știe exact produsul tău și dacă tu nu știi cum să uh, uh, îți vinzi produsul sau cum să explici ce face produsul tău ca să poată să-ți facă o strategie de marketing, te blochezi acolo. Adică la asta mă refer, știi? Da, și ce am mai observat eu mai ales pe partea asta de marketing e faptul că vin foarte mulți freelancer sau foarte multe agenții care ori angajează mai departe, nu știu, să zicem, tu ai o afacere destul de mică și la început de drum îți iei pe cineva care să-ți facă partea de marketing, ăla ți ia banii și pe 20% din suma pe care tu ai dat o dă mai departe la indieni, găsiți pe Fiverr, pe Upwork, pe tot felul de platforme din astea care fac și treaba aferentă sumei pe care le-o dai, adică o sumă mică, treabă proastă. Și, na, cumva și de asta e necesar să când vine vorba de marketing, în special mi se pare necesar să știi că altfel cum îi verifici, cum știi ce să le ceri, cum știi, sunt foarte multe strategii pe care poți să le urmezi chiar la hai început. să zic că Hai să zic că e un, un, client, un client nou, știi? El, nu știu, hai să luăm un restaurant, de exemplu, Și deschide un restaurant, nu are habar, a venit în București de la noi de la Rad sau de la tine de la Cluj, o venit în București și o deschis un restaurant, are produs bun, are bucătar, dar vrea să promoveze, că nu au auzit nimeni de el caut o firmă de marketing, nu? Vine la tine, nu? Da. Ce-i propui sau cum, care sunt pașii, care sunt etapele, ce trebuie să facă, ce... Da, în primul rând, noi la început când vine un client nou, îi dăm să completeze un fel de niște fișe ca să înțelegem cum vrea să fie expus în online. Sunt, de exemplu, care vor să se expună în stilul pescobar. Adică, adică mai să se scălâmbe. Mai mai pe opulență, mai să arate ce mașini, ce... Păi stai puțin că pe Scobar n-a început cu mașinile, a început cu mașinile după ce a produs cu restaurantele. Zi... Da, adică, na, da, cu tot felul de chestii astea, stil strimit trimit pe Revoluție, așa, adică un stil mai... Și strimit pe Revoluție acum a apărut, de câteva, două, trei da. luni, dar el la început nu se... avea stilul ăla de a lua caracații așa, o băga pe gură așa și da. tot felul de nebunii stil de astea. Un așa mai exagerat poți să alegi să faci stilul ăsta mai exagerat în stil pe scobar sau poți să alegi, de exemplu, să faci documentarea procesului cum fac alții stil uh, caficio. Nu știu dacă ați văzut brandul. Nu. Îi, în fine, poți să faci documentarea procesului. Cum se numește? Cafițio. Ce face la ce vinde? Ce... Păi are o cafenea și are și un brand de cafea, mi se pare. Să mă care bune, dacă n-am auzit de el, că eu sunt băutor de cafea și da, dau și... slobă pe TikTok toată ziua și n-am auzit de el niciodată. Și eu, și eu, și, eu. și are, are un brand foarte mare pe TikTok și pur și simplu documenta procesul. Și eu de n-am văzut? Apoi trebuie să căutați. Ah, ok. Deci, TikTok-ul cam la ce te uiți tu, nu? de da, obicei. Da. da, 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 da. Nu... da și a da. încercat să-l caut eu, dar normal el ar fi trebuit să. Adică, el ar trebui să mă fi găsească pe mine ca și client, nu eu să-l caut. Că, practic, un brand ca să-l faci cunoscut, tu trebuie să vii la client, nu clientul la tine să-l caute, da, nu? Da. Da, acum na, depinde probabil și de stilul de audiență pe care o are, dar are, un, are o audiență foarte mare și el. Și, mers și ce altceva. stil de marketing are sau ce face? El documentează procesul. Adică? adică? Ca și cum, de exemplu, nu știu v-ați deschide acum o afacere și documentați de la început ca să vadă și restul lumii cum se crește afacerea respectivă, adică să vadă pașii din spate. Nu neapărat opulența sau exagerările stil pescobar, ci pur și simplu documentează. Uite așa se face cappuccino, uite așa se face espresso italian, uite așa, nu știu, se pune în funcțiune mașina de cafea sau pur și simplu documentează tot ce se întâmplă în spate Stârnește pentru că curiozitatea curios. da. clientului, nu? Da. Pentru că omul e curios și atunci dacă areți efectiv toate procesele o să fie cumva omul care se uită și foarte investit în procesul tău. Și atunci, clar, când se gândește la cafea, se gândește, hai că mă duc acolo. Deci merge mult mai bine să filmezi când produci ceva sau când gătești sau asta da. decât uh, alt gen de, de promovare, nu? Da, sau ce mai funcționează din nou foarte bine e uh, partea de adăugare de valoare, adică educație. N Na, asta preponderent la... spune concret. Spus, adică... Cum fac eu, de exemplu, pe Instagram sau așa, eu nu dau niciun fel de documentare a procesului, că nu arăt cum scot facturi sau cum semnez clienți sau așa. Nu fac niciun fel de documentare a procesului, pur și simplu dau valoare, dau, nu știu, analize de marketing, analize de conturi, uh, analize de strategii. Pur și simplu dau valoare, adică educ omul în direcția, în direcția în care eu mă ocup. Eu am tot, timp, tot timpul spun când țin conferințe că un marketing foarte bun vinde un produs prost și un marketing prost nu vine niciodată un produs da. bun. Da. E corect ce spun? E foarte corect, da. Dintre două produse, unul foarte bun, unul foarte prost, se vinde mai bine la care are marketingul mai uh, Vorbeam înainte de a începe podcastul cu tine că uh, puștii ăștia care tot uh păcăleau copiii cu tot felul de cursuri de astea de, de digital marketing, de bă, vânzări pe Amazon, Alibaba, nu știu ce au cam dispărut pentru că nu făceau, nu se mai fac bani. A fost o perioadă în pandemie în care cumpărai niște produse și le vindeai pe Emax sau pe, yeah. bă, luai de pe Alibaba și vindeai pe Amazon, dar s-a cam terminat și tot visează și mai sunt unii care încă mai uh, îi păcălești și mai vând cursuri, dar uh, s-au cam uh, prins, să zic așa, că nu mai merge, nu mai merge treaba asta și la un moment dat erau așa de mulți care vreau să facă digital marketing mai mult decât firme. Da. Prin ce se diferențiază un specialist sau un expert sau cineva care când vine un client să zic că, că sunt foarte mulți dacă bagi digital marketing da. acum că sunt mii de oameni. Ce ar trebui să arăți tu clientului? Portofoliul pe care l ai sau ce ai făcut până acum sau cum ai adus o firmă de la zero până la stadiul respectiv sau cum arăți că ești mai bună decât ceilalți care fac digital marketing? Depinde în ce punct ești La început clar că ai nevoie de un portofoliu Să arăți ce ai mai făcut înainte sau așa Dacă n-ai nici măcar portofoliu Mie mi se pare prin exemplu personal Adică la mine oricine vine acum Nu mi s-a cerut un portofoliu niciodată De ce? Pentru că am exemplu meu păi personal Păi deja tu ești cunoscut adică. Dar nici ești... la început Nu, nu mi s-a cerut pentru că și când intram în colul de vânzare ce înseamnă col de vânzare? Adică venea cineva... Nu, știu zicea... ce înseamnă, bă, De ce, eu întreb că oamenii nu știu. Da, cum adică... funcționează poate în industria asta. Venea cineva, îmi scria, vreau să colaborăm pe partea asta, am afacere cu tare, cu tare, hai să ne auzim. Bun, ne setam o întâlnire pe Zoom, discutam de ce, că pentru mine e foarte important în primul rând să văd ce cunoștințe are persoana că sunt foarte mulți care n-au niciun fel de cunoștință, îți dau banii să încep să le faci treaba asta de marketing și după aia vin cu vin cu tot felul de idei care nu prea au legătură în practică cu ce trebuie tu să faci. Păi tu nu le propui un plan și el îl aprobă și după aia nu mai poate să se reproșeze din moment ce l-a aprobat planul, nu? Nu se întâmplă chiar așa în industria Dar cum asta. se întâmplă? Se întâmplă că oamenii, cu cât știu mai puțin, cu atât au mai multe de comentat în, pe partea asta de marketing. Nu, asta în ajunge. general, nu e doar la tine în domeniu. Omul cu cât mai puțin, cu atât crede că știe mai mult. Și începe da. să studiezi sau să înveți, să ai că nu știi nimic. Da. Și tot timpul studiem și învățăm și citim. Uh, am avut niște discuții cu cei de la TikTok pe Europa, chinezii, și iau toate statisticile, că le arată soft știi? Și le arăta că uh, minori între 12 și 16 ani din România stau între 6 și 8 ore pe TikTok, ceea ce e îngrozitor mm -hmm. de rău. Îți dai seama, adică copilul a vine de la școală la 12-1 și 6-8 în ore înseamnă 9 seară să culcă pune și merge la de școală de și a doua zi. zi... Adică de-aia zic că uh, e foarte important mesajul care se transmite și ceea ce vezi acolo și informația. Da. Uh, am văzut că faci analize la pagini de Instagram, faci și, și uh, doar de hobby sau chiar uh, cineva te solicită și faci contracost sau uh, ai... Uh... Nu, 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 nu fac contracost. Asta am făcut-o Cumva păi poate e o firmă gândi. care are o pagină Instagram și vede că nu îi cresc urmăritorii și atunci vine la tine și zice ajută-mă și pe mine să mi crească urmăritorii, ce nu fac bine, poza nu-i bună, nu mă reprezintă, mesajele, pozele, nu? Da, dar nu poți să o, o tai așa la un singur lucru care nu-i bun când vine vorba de marketing. Nu e o știință fixă ca matematica să zici în marketing gata 2 plus 2 egal 4, nu funcționează așa. Cum funcționează? Și atunci, atunci întotdeauna e un amalgam de chestii. Și primul lucru la care mă uit când vine cineva și îmi zice: Mă nu vin vânzări din online sau nu reușesc să atrag potențial clienți, nu reușesc să fac nimica, zic, mă uile, zic, bun, faci organic. Degeaba bagi o tonă de ce bani. Înseamnă poți... de ce înseamnă organic? Nu mai... știu ce înseamnă da. Dar... Da, să explic. <laughs> postări în, în care nu bagi bani, care nu sunt reclamă. Postările normale pe care le vezi pe Facebook, Instagram, TikTok, alea. Sunt, sunt și postări care bagi bani? Da, alea sunt și pe Facebook și pe Instagram, și pe, Instagram pe toate, și pe TikTok Pe toate platformele Adică da. poți să plătești ca să te ca promoveze Ca să ajungi la mai nu? mulți oameni Și dacă bagi mai mulți bani decât oamenii Adică ar trebui să fie o postare Cu un conținut foarte bun Ca să bagi banii în ea Că mă gândesc că dacă bagi 100 de euro și tu vinzi de 50 Ești pe gaură <laughs> cu 50 nu? Da. Da, 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 da În același timp ai și opțiunea să selectezi audiența Pe care vrei să o targetezi Adică categoria de oameni în fața cărora vrei să ajungi ai foarte multe opțiuni, dar primul și primul lucru la care mă uit când cineva nu se plânge de partea asta de marketing e partea de organică. Tu degeaba bagi o tonă de bani în reclame dacă omul nu știe cine ești. Unu și doi, dacă ai un produs prost, bagi o tonă de bani să provezi un restaurant. Ce mă duc acolo și mâncarea proastă. Ți-am dat niște review-uri pe Google sau pe TripAdvisor sau pe nu știu unde și nu mai merge lumea și ai băgat da. banii degeaba. Adică în momentul când tu bagi, trebuie să fii sigur că produsul tău e foarte bun și că uh, E foarte ușor să aduci prima dată clientul în restaurant sau în, mă rog, în magazinul tău și e foarte greu să-l aduci a doua oară. Deci aici e tot secretul, că prima te aduc cu marketing. Bă, sunt cel mai bun, sunt cel mai șmecher, am prăjitura cea mai dulce, cea mai frumoasă, cea mai nu știu ce. l a dus, a văzut că nu e așa, că e o prăjitură proastă, că i s-a făcut rău, că nu e bună, că nu arată bine, că s-a scurs sosul pe acolo și a doua oară nu mai bine. Da. E așa, nu? Da, practic. Dar treaba ta ca și digital marketer se oprește să când o ajuns dată. prima dată. Prima dată. Exact. Da. Și de-aia de zic că toți patronii ar trebui să înțeleagă că rolul unui om de digital marketing este să ducă clientul primat la business, la magazin, la restaurant, la hotel, la nu știu unde. După care e treaba ta, prin servicii, prin cum da. îți trenoiești stafful, cum te comporți cu el, cum. Da, asta și mai mai este o chestie care e știută un pic greșit. În general, oamenii când își angajează pe cineva pe parte de marketing, se așteaptă să-i facă și vânzările, da? e ceva separat. Asta uh, era unul, mi-a luat vorba din gură, era următorul nostru subiect, pentru că foarte mulți confundă omul de marketing cu omul de vânzări și cred că e același lucru. Și vreau să îmi spui un pic să uh, facem diferențierea între marketing și uh, între vânzări, adică între un om de vânzări și un om de marketing. Ce-i diferențiază și ce face unul și ce face celălalt. Da, în primul rând omul de marketing are datoria pur și simplu să-ți aducă omul în față. Nu are datoria să încheie vânzarea, să... Clar are datoria să aducă omul cât mai interesant, cât mai, cât mai încălzit prin tot felul de materiale, nu știu, sample-uri, tot felul de chestii în funcție de afacerea ce pe care o ai. Ce înseamnă sample? Uh, din astea de testat, cum se numesc. Teste <laughs> de exemple, Ce nu? se dau gratuite, așa, da. Să-ți aducă omul în față cât mai hotărât să cumpere, dar nu are datoria să încheie și vânzarea. Ei, vânzătorul intră după aia, în, în funcție de, să zic așa, prețul serviciului sau produsului. Că sunt produse care sau servicii care se pot vinde direct din marketing, care au un cost destul de redus și atunci nu. Hai să luăm un dezvoltator imobiliar, da? <laughs> da, acolo clar e nevoie de un om de vânzări. Și de un om de marketing. Și de un om de Pentru marketing. că îmi fac reclamă la ce apartamente frumoase am, ce luminoase, cu vedere la parc, lângă tramvai, lângă metrou, omul vede undeva pe o rețea de socializare sau pe site, pe Google sau nu știu ce și atunci el sună la firmă. În momentul când sună la firmă, îl preia omul de vânzări, nu? Da. Da, dar de exemplu când vine vorba de, nu știu, tricouri sau dacă stăm să ne gândim uh, site-ul de haine Modivo sau e pantofi sau astea, ori început acum câțiva ani și ori început foarte simplu cu ni niște reclame pe Instagram și tot apăreau aceleași reclame. E pantofi reclame. reclame? Sunt ea cu pol polonezia? Cred nu că știu. da, nu? Nu știu. Dar asta aceeași da. care dețin și modivo și e pantofi. Uh -huh. uh -huh. Și acum vreo 4, 5 sau chiar 6 ani, ai început să tot vezi pe Instagram tot felul de reclame, de pe pantofi, de pe Modivo. n-ai cumpărat din prima că n-ai am fost. sau pantofi, Patricia, sau ce sunt Modivo? Nu, tot sunt pandof? mai multe haine. Deci, ah, okay. e pantofi, deținuți aici. E, de aceeași... știu, că am văzut, da. am văzut, dar Modivo la nu știu. Îi practic. Deținut de aceeași de aceeași persoană, doar că e cu haine, nu știu, bluze, mm -hmm. pantaloni, mm -hmm. tot felul, nu doar pantofi și poșete, da. cum e pantofi. Okay. Și tot îți apăreau reclame, prima dată n-ai încredere că te gândești, cine știe, plătești nu mi-ajung și așa mai dat, îți apar a doua oară, a treia oară, a patra oară, a șaptea oară, până la urmă cumperi. Și așa s-au obișnuit oamenii acum când te gândești să-ți comanzi haine online, mai toată lumea își comandă de pe modivo sau de pe pantofi. Și uh, au... Tot gama de haine, adică bărbați, femei, copii, pantaloni, cizme, pantofi. Da, da. Și asta mă duce și prețurile la. Prețurile o... cum sunt, față de HM sau uh, Zara sau. Uh... Nu, acum depinde. Adică sunt și firme obișnuite, sunt și firme un pic mai. Acum nu sunt lui sau Bulgari. da. Eu vreau să -s... înțeleg lui are online. Nu, nu, nu. online, știu. nu face discount și nu. Or, orice magazin te duci ori în China, ori în Taiwan, ori în București, aici la noi, la Meriot la Parter, la magazin, e același preț. Da. Știi, nu? Știam că nu se poate online, asta cu același preț, nu știam. Da, e a, absolut același preț, transformat în moneda țării da, respective da. și nu se face niciodată discount, indiferent cât cumperi, de 200.000 de euro, de 300.000 de da, Nu contează, nu general, se face discount niciun leu. Astea? și nu, ei nu distrug produsele cum făcea barbării, de exemplu. Că barbarii ca să nu le scadă prețul, în momentul când se termină anul și n-au vândut nu știu ce, le iau și le dau foc. știi? Nu știu. Nu știu. <laughs> Mamă, ce chestie. Da, deci decât să le vândă la discount, să zică că nu le pot vinde sau ceva, preferă să le distrugă, știi, produsele. Da. Uh, <coughs> și asta vreau să întreb, adică eu ca și client care mi-e să mă duc la mola la AFI sau la Băneasa sau nu știu unde, intru pe online, de deci ce aș cumpăra de la, cum că e Modivo, Motivo, da. și nu -aș, aș cumpăra de la H&M sau de la Zara sau de la, nu mai știu ce firme mai sunt astea pe online? Adică e mai confortabil, găsești o tonă de branduri acolo, îți comanzi de la toate deodată, îți vin într-un E multibrand. Da. da, e multibrand și ce branduri sunt? Sunt uh, branduri de-astea cunoscute sau... Uh... Nu, sunt branduri cunoscute. E Hugo Boss. Uh... na, și branduri mai... Cum am zis, și, și branduri un de, pic la mai... La brandul Hugo Boss e același preț ca și la Hugo Boss pe site? Că și Hugo Boss are site. Da, ca și la Hugo Boss pe site, da. Adică practic e tot aia dacă mergi în magazin sau dacă îți cumperi de acolo. Aici vreau să ajung, știi? De-aia am întrebat de ce aia. omul ar alege, și ai zis tu că a crescut foarte mult site-ul ăsta, de deci ce aș alege site-ul ăsta și tu m-aș duce direct la Hugo Boss să cumpăr mai ieftin? Da, din confort. Că de exemplu la hotel, eu fiind călător, că am văzut 104 țări și tot merg și fac vloguri și nu știu ce, Mă uit pe Booking, caut un hotel fain și după aia uh, Intru pe site-ul hotelului După ce l-am găsit pe Booking și cam cu 20-30% mai, mai, mai ieftin pe site-ul hotelului Pentru că Booking-ul ia 30% comisiune da. Și la acea hotelul își pun doar un, O cameră de fiecare fel Ca să își fac un fel de reclamă Ca și ăștia cu Glovo da. Restaurantele noi Chiar dacă Glovo i -a treci la 30% comisiune în momentul când îți vinde produsul de restaurant, ei merg toți cu Glovo, chiar dacă nu câștigă nimic prin adaosul pe care și-l pun. Doar faptul că lumea caută pe Glovo și așa, deja au zis de vă, restaurant da. și după aia merge și mănâncă la restaurant el direct Fizic, sau comandă da. direct și stau cam 2-3 luni, 4 luni pe, pe Glovo. Da. Și asta cu, cu motivul ca să revin, că voiam să ajung la o idee Te foarte rog. importantă pentru oamenii care nu știu, au afaceri și vor să le marketizeze. Este un concept foarte important de marketing Și anume dacă ești ultimul lucru pe care îl vede omul astăzi Mâine cumpără. Adică cu cât te vede mai des Poate la început n-are încredere că nu te mai văzut Nu te mai auzit, nu te mai nimic, ca și brand Ok Dar, Dacă te vede destul de des, până la urmă cumpără Și dacă are o, o experiență bună Cu prima, primul moment în care o cumpărat O să continue să te o Eu zic că, că e și important Conținutul reclamei A promovării Pentru că da. sunt reclame care te enervează <laughs> Deci pe TikTok au băgat cu niște pantofi de -aia italieni, niște fel de ghete galbene sau ceva, da. de trei scrolluri apar ghetele vine să spar telefonul, am vrut să-i sun pe aia la TikTok, vă scoate ghetele aia, că nu mai pot, deci am vrut să blochez prostia de reclamă, nu pot să o blochez, deci e o reclamă enervantă, n-aș cumpăra ghetele nici dacă mi le-ar da gratis să, și să mai dea bani, să report Se m-au enervat prea tare. Sau tot, de la, tot, pe TikTok reclama aia de la Lidl cu revistele care, doamne, îmi vine să da. mor când apare aia, nu știu cum să dau mai departe, da, exact, de exact, da. Adică e foarte important și conținutul reclame, că sunt foarte mult. Văd la televizor niște reclame idiote. eu mă mir că i-au dat bani pe ele și nu numai că nu cumperi produsul, dar nici nu vrei să auzi de el. Uh -huh. Adică e foarte important, adică eu vin, te chem, mi am deschis la Patricia, uite, eu vând fripturi de vită din Argentina, hai să vedem cum concepem un așa, aducem un cuplu care stă la masă, le punem o lumânare, vine la cuvita, nu știu, adică facem un concept împreună. Dar momentul când văd că reclama aia nu mi-aduce nimica sau din contră, am feedback negativ de la oameni, că to pui pe YouTube, o pui pe televizor, nu știu ce, și ai, ai, ai feedback, o scoți, că vezi că nu merge, nu-i bună. Nu... Asta și îți dă și platforma în sine feedback, adică sunt foarte mulți metrici în momentul în care pornești o reclamă, sunt foarte mulți metrici pe care poți să-i urmărești ca să vezi, inclusiv frecvența. Și atunci dacă vezi că frecvența cu ce care... Ce înseamnă metrici, Înseamnă factori? Sau ce înseamnă? Așa se numesc Unități metrici. de măsură da, a, a, diverse chestii. Da, feedback cu clienților, nu? Uh, nu. Nu, feedback-ul clienților îl vezi în comentarii pe social media. Da, nu, vreau să zic că metricile se fac în funcție de ce? Cine îi face sau cum? Îi face direct platforma, de exemplu. A, dacă direct tu platforma faci... face? Da, da, e, e, îți nu face ține o analiză, cod de feedback cu clienților. Nu, nu, nu. Dar e un feedback pe care ei ți-l dau îți în mod nevoie. Face analiza audienței, a frecvenței. A tot. E... A tot. Aha. A, de câte cât ori te a dat un click pe ăla. Da, și cât te costă un click, cât de te ca costă... și Google Ads, nu? Da, așa e și pe Facebook, așa e și pe TikTok, așa e pe toate platformele astea. Deci ca și astea. Google Ads, nu? Da. Și practic dacă, nu știu, cum e reclama asta de a zis cu pantofia sau reclama asta de la Lidl pe TikTok, te uiți și primul lucru când deja te gândești că reclama ar putea deveni enervantă e de când vezi o frecvență foarte mare. Adică dacă același om vede aceeași reclamă de șapte ori, te gândești că deja, în primul rând, dacă ar fi vrut, ar fi cumpărat deja, în al doilea rând, a șapte ore deja se enervează. Adică... Și mă gândesc că și costă, că ți-am cu ghetele alea galbene, obosite, italiene sau nu știu ce sunt, deci de vreo două, trei luni enervează mm -hmm. cu ele și tot le bagă în fiecare zi. Deci ar trebui, cred că costă o grămadă de bani, costă, nu? Da. da. mai ales că N-am plătit pe... niciodată, n-am sponsorizat vreo reclamă la... Eu am conacul ăla care l-am făcut la INEA acolo, unde e fiul meu preot, în județul Oraș, nu știu dacă ai văzut. Conacul Sfântul Sava Brancovici. N-am văzut. -am. Am, eu acolo am făcut liceul la Ineu, mm -hmm. știi, în județul Arad și primăria au vrut să dărâme clădirea, era o clădire din 1800 și ceva de asta istorică și au cum mă să dărâmați, că făceau parcare. Zic, las că o renoveze și am băgat un milion și jumate de euro, nu câștig niciun bani, deocamdată stă pe gaură, nu, am, nu sunt nici măcar pe break sau ceva. A fost așa, de patriotism local, zic, bă, dacă am făcut liceul acolo și oraș acolo și așa, hai să las și eu un pic, că nu o să mor din... <laughs> Și uh, am făcut pagina la Conac, i-am lăsat pe ei, pe angajați, așa, ei nu știu prea multe, așa, dar uh, n-am promovat niciodată ca să știu că se promovează pe TikTok sau să bag bani să promovez pagina respectivă. De-aia te-am întrebat, cam câți bani costă să promovezi o pagină pe TikTok? Păi alegi în funcție de strategia pe care ți-o faci. Asta e încă o greșeală pe care o fac majoritatea, toată lumea vine și mă întreabă exact așa, cât, cât mă costă promovarea? Păi tu îți faci strategia în funcție de buget, nu bugetul în funcție de strategie Adică tu stabilești, nu știu, am 100.000 de, de euro pe care pot să-i bag în reclame. În funcție de 100 de mii de euro, tu îți creezi o strategie. Omul și-a luat și mult de ție pe Patricia și zice, Patricia, eu am 100.000 de, euro să-i bag în reclame și tu 80.000 de, de euro ție, ție, și faci reclamă numai de 20, știi? Și din cauza Dar asta e, acces, e un pic... Așa. Eu îți dau exemplu, da, știi? Da, da. În momentul când cineva te întreabă, îl chem pe una să pună gresia acasă, ce buget ai? Bă, stai, părate, cât e metru pătrat de gresie? Adică ce mă întreb cât buget ai? Că tu mi ai banii cât am buget, știi? Înțelegi? Da, și atunci da. s-au întâmplat multe chestii de-astea și oamenii fug de întrebarea asta, ce buget ai? El ar, ar vrea să zică, dom'le, vreau să mă vadă un milion de oameni luna asta, cât mă costă, știi? Adică așa Aș vedea da, un pic să înceapă... Merci, invers, cumva, da. Pe chestiile fizice, cum ai zis, cu Gresia, cu astea, într-adevăr că ai un pic mai mult acces la banii clientului, să zic așa, Dacă când vine vorba de marketing, de reclame, de așa, nu ai acces. Adică omul își pune direct cardul în platforma Facebook, în Meta, în spate acolo, sau în TikTok, sau așa mai departe, și pune direct cardul, tu A, n -ai nu ai acces. Dă ție banii și, nu, și tu plătești. Nu nu, 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 nu. Asta vreau să înțeleagă oamenii. Nu, deci că nu. tu îi sugerezi, domnule, fă ads pe, nu știu ce, 7 păi zile. Pe, că am văzut pe, la Facebook, mai făceam că făceam turnee de poker. Știi că am la Poker Festul, mm -hmm. am făcut în patru țări turnee de poker. Am făcut și la Cluj, că e ceva club de poker acolo. Și vreo 3-4 turnee am făcut, am făcut și în Ungaria, la Budapest, am făcut în Macedonia, mă rog, și acolo promovam, când aveam un turneu ăsta de poker internațional, ziceam Macedonia, Ungaria, Bulgaria, nu știu ce, bărbați, doar între 18 și 27 de da, ani. Și atunci am, îmi făcea, spuneam, am 1000 de euro pe o săptămână și îmi lua câte 150 de euro pe zi și după da. aia ceva de genul ăsta, așa e peste tot, la toate... Da, acum poți să setezi în diferite moduri cum să-ți ia bugetul, dacă îl pui pe tot și îi lași mână liberă, nu știu, astăzi ia o sumă, mâine ia o sumă diferită în funcție de câți oameni are, nu știu, astăzi sau mâine se arate reclama sau pe zi, cum a zis. Dar oricum ideea e că persoana care se ocupă de partea de marketing nu are acces la banii clientului, ca să zic așa, ci direct între client și platformă se întâmplă, deci n-ar putea să te... Unde e cel mai bine să faci reclamă în zilele noastre, adică ce rețea merge cel mai bine? TikTok-ul? De... Asta, clar, pe partea de organic, dar pe parte de reclamă plătită, depinde foarte mult ce audiență ai. Dacă vrei audiență de oameni, nu știu, 35-60, de exemplu, cel mai probabil că îți merge mai bine pe Facebook. Okay. Dacă vrei audiență de, nu știu, 25-35, preponderent, cel mai bine pe Instagram. E în funcție de vârstă, că în funcție de vârstă s-a observat că mai mulți oameni, de exemplu, de, din categoria de vârstă 35-60, stau pe Facebook. Acum, clar, sunt care stau și pe Instagram și pe TikTok și așa, dar marea majoritate sunt acolo. Deci, în funcție de vârstă. Pe TikTok, de exemplu, e cea mai... Cum a zis și exemplul ăla cu, cu copii. Da. Acolo e cea mai Sunt un milion de mii de minori care au cont pe TikTok în România. Un okay. milion de mii de minori. Sunt foarte mulți. Din care 60% fac uh, uh, trafic după 12 noaptea. Deci copii care nu au 18 da, ani împlinit să uite acest. după 12 noaptea au prea mult acces Părinții la sunt de bine aici. Da, 100%. Părinții. La 100%. Pentru că ai văzut că din 10 postări pe TikTok, 8 sunt toxice. Ori cu fete care fac fans și video chat, ce nu au ascultat de mă, nu te la școală și vin aici și avem niște moși libidinoși, bași cardul și faci bani. Sau copiii ăștia care vând tot felul de uh, cursuri de-astea, de... -astea de cum să fii bogat, cum să fii macho, cum să, fii, da. să faci digital marketing, vânzări de nu știu ce. Ei n-au nici calificare, nici autorizare, nici n-au voie să facă practică. Eu nu pot să fac un curs sau să vând din moment ce nu sunt autorizate nu știu, Ministerul Învățământului sau habar n-am de undeva. Sau n-am un SRL, o firmă sau... Uh... Asta cu firma, da, 100%. Um, partea asta altă de autorizare, sincer, nu știu. Dar în același timp, cum a zis mai devreme, că o dispărut foarte mulți acum, am văzut că au dispărut foarte mulți dintre ăștia care erau un pic închipuiți, așa. Unu... Ăștia care chiar te învață ceva, cum sunt mai multe exemple de oameni care sunt cunoscuți deja de ani de zile pe partea asta de educație Dăm online. De Exemplu, concret. Cum sunt de la EduKivi, cum e Loran Soares, cum îți... Sunt care sunt cunoscuți de foarte mult timp, ei nu or dispărut pentru că pur și simplu dă, dau rezultate. Acum, în orice, nu ai cum să ai o de succes de 100%. Că și eu predau training, fac training pentru oameni care vor să învețe partea asta sau nu știu, care vor să se angajeze la... Dar stai puțin, ca să înțeleg. Tu uh, ei clienți și le faci marketing, nu? Da. Dar în același timp, îi și înveți cum să facă marketing, dar după aia își fac marketing singur și nu mai dau ție banii. Care e afacerea pentru tine? Păi ambele sunt plătite, deci nu... Și nu ce mă zic, incurcă, nu? Financiar, da, financiar nu mă încurcă niciuna și na, până la urmă sunt care oferă serviciile astea și mai ieftin, sunt care le oferă și mai da, scumpi. Dar tu predai lecții de marketing pentru cei care o să predea pentru alții sau pentru cei care au afaceri pentru și vor să-și dezvolte? Pentru cei care au afaceri. Sunt foarte mulți care nu au bugetul să plătească pe cineva bun pe partea de marketing. Și atunci ori stau un loc și na, de cele mai multe ori dacă nu mergem sus, mergem jos. Ori dau, decartează o tonă de bani la copii din ăștia care dau mai departe la indens sau așa mai departe, n-au niciun fel de rezultat și după aceea Dar zic, că nu fac de afacere. probă, zici hai să facem o lună, îți dau niște bani, fixează un buget și vedem dacă mi-au crescut cifra de afaceri sau vânzările, având în, în vedere că eu am același produs, aceleași servicii și așa mai departe. dacă după o lună văd că nu mi-au crescut cu nimic, nu mai continui cu tine, adică nu, nu așa ar trebui făcut sau cum se procedează cu o firmă de marketing cu care faci contract. La mine nu se procedează așa. Păi, spune cum se procedează, că eu nu știu. La mine, acum vă dați seama că interesul e ca să aduc rezultate cât mai bune ca să mă plătesc Și a okay. doua lună, a treia lună, a patra lună, a cincea lună. Clar, clar dacă nu sunt rezultate, ori se schimbă ceva la nivel de strategie. Adică tu vii și zici domnule hai să stăm jos la masă, să facem un contract, câte vizualizări ai, câți uh, abonații pe Instagram, am 10.000. Hai să vedem peste o lună. Peste o lună am 15.000, am de trei ori mai multe vizualizări pe fiecare postare am asta și se vede rezultatul. Dacă el are la fel de mulți abonați, vizualizări și așa, deja te întreabă, Patricia, la ce ți-a dat bani? Știi, ce ai făcut da, de bani 100%, ăștia? 100%, dar sunt, sunt și diferențe. că Pot ori să vină să te plătească pentru că vor să devină mai cunoscuți și atunci clar te uiți la urmăritori, la like-uri, la așa. Sunt care vin și pur și simplu vor doar să monetizeze. Sunt foarte mulți acum, na, tot din categoria Ce asta înseamnă doar de vor să monetizeze? Adică vor să devină influencer, să facă tot felul de colaborări cu firme mai mari care să le trimită acasă, să-i plătească să pună story de exemplu. Deci sau... sunt și de ăștia care n-au firmă și vor să câștige bani doar prin uh, uh, monetizarea postărilor pe care le au da. ei, fără să fie legat de vreun produs sau de vreo da. afacere, nu? Practic se leagă de produse ale altor afaceri. Cum ar veni, nu știu... Să zicem, eu am 300.000 de, de urmăritori, cum aveți dumneavoastră pe Instagram și vine brandul, nu știu, eu fiind femeie, vine brandul la Prairie să-mi dea o cremă și să-mi zică că te plătim atâta ca să te, cu... <laughs> ca să te pui mai scumpă brand. ca să te postezi cu crema noastră pe story, de exemplu. Ok. Și aia, așa fac bani. Câți bani îți dau pentru o postare când ai 300.000 de, de urmăritori? Nu să vă zic. Spune eu că tot îmi propun și n am auzit niciodată între 1500 și 2000 de euro pentru fiecare pentru postare story? Da. Mamă. Deci cam asta e tariful care se da. Și atunci merită să tragi un pic până Problema la Problema este în felul următor. Sunt foarte mulți influenceri care promovează produse pe care ei nu le-au testat niciodată și nu cred în ele. Asta e o problemă foarte mare. E o problemă foarte mare și spiesc credibilitatea. Și ți-a zis că înainte de a începe podcastul, ți-a zis că am discutat și cu Monica Munteanu, care e cea mai cunoscută pe partea de influencer, care era cea mai mulți influencer și ne-am contrazis puțin când am fost la Brașov la convenția aia de business, pentru că ea spunea că dacă e o firmă mică și necunoscută, o să-i dea un influencer foarte cunoscut. Uh, un influencer mic da. la început și a zis Monica nu-i bine pentru că dacă ăla e mic și nu are mulți uh, urmăritori și firma e mică nu o să -s n are cum să crească. Eu, din contră, dacă am un produs nou, revoluționar sau un gadget care acum lansez pe piață, aș lua cel mai scump și cel mai tare influencer ca să afle cât mai multe lume într-un timp cât mai scurt. Și încă o problemă care am sesizat-o eu lucrând cu influencer de ani de zile, că eu fac o la firmea asta de online, de jocuri, de așa cu așa, și dacă influencerul face vreo prostie sau îi prins cu droguri sau îi prins beat la volan sau îi prins cu amanta nu știu cui sau cu nevasta nu știu cui, automat el fiind de influencerul meu de 2-3 ani de zile mm -hmm. și a, având asociată imaginea cu firma mea, automat am un deficit de imagine uriaș de mare. Da. Și și invers. Eu ca patron, dacă mă prind de ul că am făcut evaziune fiscală și tu mă reprezinți pe mine, automat te bag în aceeași oală cu, da. cu mine. Deci e foarte sensitivă, foarte sensibilă treaba asta cu influencing-ul și cu asocierea de, de nume. De imagine, da. De imagine, știi? Mm -hmm. De obicei, firmele astea foarte mari, care și-au un influencer mare, de obicei nu mai acceptă ca ăla să mai facă reclamă la altceva, plătindu-l foarte bine și îl controlează tot timpul, adică controlează și viața privată ca să nu cumva să se ducă într-o direcție greșită. Să vorbesc nu și vorbesc de România, jos, vorbesc da? la nivel mondial, că am prieten de la Londra, cu, astea, cu miliarde, cu astea care au tot felul de vedete de astea foarte cunoscute în showbiz și în cântăreți cu gremi și cu nu știu ce și știu că au, le asigură șoferi, le asigură pază, le asigură tot ca să fie sigur că nu ia razna și că nu, că nu le trage își distruge da. brandul. De-aia spun că e foarte important în momentul când îți promovezi un produs sau ceva să ai grijă cu cine te asociezi. Bun, tot lumea își dorește să fie influencer pentru că nu mai dă munci nimica, nu stai și postezi, cum ai zis tu, îmi crema de la preierii, mă dau cu ea pe față, vine la cu 1500 de euro și îmi dă și... <gri> Dar nu e chiar așa simplu. Nu e chiar ticoare. așa, nu? Cum nu e absolut deloc Dar așa simplu. Contează foarte mult, în primul rând, contează foarte mult calitatea video și audio, a tot ce faci, tot ce pui pe social media de aia ne trebuie aparatură foarte bună ca să facem podcasturi, de aia ne trebuie aparatură foarte bună ca să ne filmăm, ne trebuie aparatură foarte bună ca să ne auzim bine și așa mai departe, pentru că omul, dacă nu, mai ales că este un standard foarte înalt acum de video editing, de toate chestiile astea, dacă nu îl atrage vizual, dacă nu e dinamic, E pierdut instant. De ce? Pentru că de ani de zile ne-am obișnuit să stăm să dăm scroll așa rapid la toate chestiile, nu mai avem niciun fel de rată de retenție. Și un, când te oprești? În ce moment? Când auzi că sau aude mai bine ceva sau când se vede mai bine ceva? Când sau se vede... Ce ți atrage atenția ție? Da, în primul rând când se vede mai bine, că la primul impact, e vizual. Și după aia, al doilea lucru care ți atrage atenția, e prima propoziție dintr-un video, care în marketing se mai numește hook. Hook? Hook, adică cârlig. De ce cârli? Ca mm -hmm. și când te duci la pescuit, nu? Să te agăți. Să da? Pe om. Păi am văzut un foarte bun marketing, așa, la marile magazine, retail și așa, fac reclamă la un produs pe care îl vând mult mai ieftin decât concurența lor, doar ca să bage omul în magazin. Da. Ca și strategie de marketing. După ce ai intrat acolo, clar că nu vei cumpăra doar produsul respectiv, te mai uiți, te până mai uiți și pe te... jur și mai cumperi încă 3-4. Și uh, genul ăsta de, de produs cârlig, asta e, de fapt, nu? Da, asta e adaptată. O strategie. Cumva, da, asta e adaptată cumva verbal în videouri. Ai un cârlic la început. Așa au ajuns și foarte mulți din ăștia cu cursuri de îmbogățit peste noapte, să ajungă foarte cunoscut pentru că aveau foarte multe hucuri negative. De exemplu, uite de ce ești sărac. Când auzi așa ceva, te oprești că nu știu, ori că ai vrei să un, să înțelegi, rob... bă, dar de ce sărac? Da, Hai exact. că spune asta, de ce sărac, nu? Și cum să nu mai fiu sărac, știi? Și atunci te oprești și așa au ajuns Bine, Mulți foarte departe. Da, foarte mult de clickbait uri Cum să faci 5.000 pe lună? Dar tu n-ai niciun ban și acum ești pe salariul minim pe economie și normal că deschide de la să mă vezi și pe mine cum să fac 5.000 de euro pe lună, nu? Da, da. Na, eu de părere. Eu, de exemplu, am învățat tot ceea ce știu din cursuri. Cursuri, cursuri ce cumpărate cursuri? online, de exemplu. Ce cum cursuri? De la Edukivi, eu personal. Sunt care am învățat de altundeva. Da, trebuie să și placă, Patricia, pentru că ca să poți face performanță, Asta trebuie să iubești ceea ce faci. Asta și e. omul simte imediat când îi transmiți, știi? Pentru că așa, na, a zis Patrice acum la cu la podcast, că a învățat la Edu și face 5.000 pe lună, mâine toată, lumea, toată țara ce este la Edu nu mai merge nimeni la lucru, să mai muncească, nu? Da, nu. Ai, asta e o chestie care e foarte importantă de știut pentru toți care, nu știu, care vor să meargă în direcția asta sau așa, face foarte mare diferența și în buzunar și la cum e știut și la toate chestiile astea, cum te implici. Că degeaba pot să mă duc să cumpăr un curs de 20.000 de euro, să stau să mă uit și să nu fac nimic, ca pur și simplu mă uit și nu se întâmplă în practică nimic. Dar mă duc, încerc, stau. Păi eu la început, când am început, munceam și 19 ore pe zi, nici n-apucam să dorm. Ce înseamnă la început? Adică cu câți ani? Când am ai început? 6 ani. Ai început de 6 ani? Da. Ce vârstă aveai atunci? 17. <laughs> 17 ani, da? Așa da. repede? Da. Deci era în timpul liceului? Eram în timpul liceului și mă angajam vara, mă angajam după liceu, mă duceam mai deci cu munca. Multeam. Nu neapărat că mi a plăcut, dar cumva am înțeles importanța. De ce nu te-ai să faci OnlyFans sau video chat? Poate că, știi că ai mai mult. Nu știu. Am Vezi? avut o altă a, educație. Asta spune. Educație foarte importantă. Da, Educația e foarte părinților important. de acasă, știi? Și... Uh, dacă părintele nu se ocupă, sunt foarte mulți părinți care sunt corporativi și nu mai au timp de copii și da. atunci preferă când ajung acasă de la muncă să-i pună o tabletă în brațe și copilul vede, uite ce mulți câștigă fata aia că face în plus de asta și la noi problema foarte mare că televiziunile sau la ore de maximă audiență promovează genul ăsta de nemuncă sau de fete care, uite domnule ce bogată aia păi că la 20 de ani face 20.000 pe lună sau 30.000, știi? Aștia plătesc cel mai bine. Problema este că ei ar trebui să spună uh, oamenilor sau fetelor sau copiilor ăștia că în câțiva ani de zile ți-ai distrus viața definitiv și ca și soldația din Afganistan ai nevoie când vii acasă de un psiholog pentru toată viața. Nu mai ești om făcând jobul ăsta, că practic tot prostituție, ca și cerșitul ăsta pe TikTok, că cercești la universitate, dați-mi și mie 2 lei sau dați-mi 2 trandafiri lei, pe TikTok. Da. Ei nu e nicio oameni. diferență. Eu cerșeală cer, 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 ordinară. Eu ce nu înțeleg de ce atâția oameni donează bani. Mai bine dai la un sărac, la un amărât, la un, nu știu, la un cățel pe stradă. Ei o pungă de boabe de alea că eu sunt cu câini. Am 15 câini <răză> acasă. Și noi suntem cu câinii. <răză> și am tot adunat de ăștia mai danez de pe stradă. I-am vindecat, bolnavi, loviți de mașină și mi-am adunat acum 15 câini. Și Aia zic, de ce aș dona la unul care se scălâmbie sau la una care mi-arată sânii? Acum nu mai voie, că a schimbat TikTok-ul politica, că au primit o felul de scrisori de la guverne, de la asta, că o să-i închidă tot și atunci automat e banează sau îți închide de tot pagina dacă mai te apleci prea tare și să mai vede ceva sau ceva, adică da. măcar cu la chestia asta, că te gândești că se uită copii de 10 ani, de 8 ani, cum ți-am zis, de 6 ani și nu e normal, e extrem de, de grav ceea ce se întâmplă, știi? Da, dar cumva asta e o problemă de la bază, adică dacă ne uităm în statistici, majoritatea oamenilor care donează bani sunt bărbați. Și atunci uh, e clar că intră și donează bani la femei știu care sunt foarte mulți care descărcat. sunt top România pe TikTok și majoritatea banilor fac de la babe, de la pensionare și îmi tot spunea unul, eu intru când să ia pensia că primesc bani de la babe, că e macio de la niște <laughs> mușchi, așa, niște pătrățele pe, pe burtă și atunci da, îi donează. Îi donează, da, na. Cam astea. -s. Deci zice, băi, când știu că iau pensionarele pensia, fac live-uri non-stop, că atunci... Uh, da, e degradant așa să stai să cerșești Adică se promovează practic nemunca da. Adică nu mai mergem la muncă Stăm 20 de ore pe TikTok și facem bani Mâine se închide TikTok-ul Ce fac ăștia, nu știu, că, cred că câteva mii Care uh, s-au învățat Ei nu, nu sunt au învățat să muncească Adică ei nu ies din casă Uh, nici nu au mai văzut lumina soarelui, stau și dacă dai scroll, ai văzut că sunt aceiași oameni pe live non-stop. Da, asta ar trebui cumva controlată de părinți, că intenția... Și vorbesc numai porcării, numai mizerii și copilul ăla se uite la ei, știi? Da. Adică e total distructiv, nu este educativ. Da, dar nici nu... Și o degradare umană să stai să cercești, om în toată firea de 2 metri și cu mușchi pe tine, în loc să te duci să muncești, dați-i doi trandafiri, dați-mi două inimioare, dați-mi nu știu ce mai au pe acolo, lei, tigri, elefanți, sabarnam, șerpi, ce animale mai au pe acolo. Adică mi se pare extrem de degradant așa, de, de degradarea ființei umane, știi? Da, Chestia este. asta. Revin la tine când ne-am început cu 17 ani. Deci la 17 ani te hotărât că vrei să muncești, nu? Bine, eu am muncit de la 16, mă angajam vara în restaurante, pe unde puteam să mai la și niște nu? bani. Da, da, da. Și mă duceam, munceam pe unde mai reușeam. Mai era când munceam și după liceu, nu eram neapărat... Te-a ajutat mult interacțiunea asta cu oamenii? Că mergând într-un restaurant, tu deja ai, ai, ai am, comunicat da. foarte mult cu oamenii. Te-a ajutat, da. nu? După e aia or, la comunicare. e normal mai ales că era un restaurant destul de bun, de oameni care au o situație financiară destul de bună și atunci puteam să stau acolo să-i aud cum vorbesc, să-i aud cum gândesc, să vrând nevrând te între mese, mai auzi discuții. Când ți-a venit ideea să te ocupi de marketing sau când ți-ai dat seama că ești făcută pentru așa ceva și că îți place jobul ăsta? Păi, uh... Nu-mi plăcea neapărat la început, nu-ți place ce nu știi. Nu când, când mi-ai spus că la 17 ani cum, adică cum ți-a venit da, ideea. Da, știam sigur că vreau să fac bani în viața asta, asta știam sigur, nu știam cum. Nu viseai un prinț în Dubai să te vadă ce frumoasă nu, ești și așa și nu. să vină la cu cașcavalul să-ți ia o mașină și să te... Nu, <laughs> n-am suportat ideea asta, am avut așa nevoie să fie al meu. Că sunt fete care tot visează, și... deja au ajuns aproape la 40 de ani și le tot visează că într-o zi, până la urmă, prințul ăla pe calul albă să vină și că o să le salveze din sărăcie și o să le ducă la Dubai. Da. Și toată viața n-au făcut nimic până acum, să plimbă dintr-un club în altul în fiecare weekend, poate, poate. Da, practic îți asum să depinzi cumva să fii la mila cuiva da. în situațiile deci tu, astea. Tu ți-ai ți -ai luat uh, opțiunea asta de a munci pe da. propria... Și nu știam exact ce să fac, ce să nu fac. Am fost angajată și în corporație chiar după ce mi-am terminat liceul. Pe ce? La ce? În ce Am domeniu? Um, o corporație care avea... Cumva contracte din astea de customer suport cu firme mai mari. Eu am fost cumva pe Google, pe produsele lor de home appliance, nu știu, termostate, chestii din uh -huh, astea. Uh -huh. Și am Ce început faceai? și acolo. Am început de jos, nu? Pe customer suport. răspundeam la telefoane, așa. Dacă și... te punea un manager direct, te de descurcai? Nu, 100%. Asta spun la oameni. Am, am tot dat exemplu ăsta, nu vreau să mă repet prea mult. Am foarte mulți prieteni care au dat copii facultate și zice, bă, angajat să mergi pe mie pe la firme tale, dar să mi-l pui șef ca de la facultate. Zic, băi omule, dacă nu începe de la zero, de la secretar, de la customer support, de la call center, de la asta, până trece în toate etapele în companie, o să facă mișto lumea de el, pentru că tu nu poți să faci observația unui subordonat de-a tău dacă tu nu știi ce face omul respectiv da, și nu înțelege, eu văd și acum cum am, cum am afacerea mea, am o fată care e mâna mea dreaptă, am încercat eu neștiind chestia pe care a zis-o acum, am încercat o să o pun direct gata, mâna mea dreaptă, când eu nu sunt cu tu de chestii și am văzut când eu lipseam sau se întâmpla ceva sau cum a fost nu acum. Nu putea să se descurce. Fost, nu se descurca și cumva picau toate în cap așa... Balamuc total. La direct. facultate înveți cam 20% din cât ai nevoie după și, aia, știi? Da, și mi-am dat seama că trebuie să o pun pe fiecare și, post în parte e să E și foarte important după să le faci pe toate. Am fost ani de zile director la Atene Palace Hilton aici în București pe Calea Victoriei și veneau din, de la Luzan, din Elveția, cea mai tare facultate de hotelărie, de manager de hotel din, din Europa. E 100.000 de, de, dolari pe an facultate, deci nu-și permite oricine să dea mm. 100.000 de, de, dolari pe an să facă facultate. Da? Și făceau șase luni acolo și șase luni trimiteau în practic la diverse hoteluri de astea de fițe, de cinci stele. Și veneau ea la noi la hotel și începeau cu tăiat morcov la bucătărie, spăla vase, servit, după aia picolo, după aia chelner, după aia băga pe housekeeping, îi dădeau cearceafuri, spălau, dădeau cu teu pe holuri. Deci tot, tot, tot. Și la când termina manager de hotel, păi știa fiecare de la femeia de serviciu la recepție, programul, softul de recepție, softul de la bar, absolut tot. Adică la venea brici și făcea... Exact după, exact după mentalitatea asta am zis și eu că deținătorul de afacere, la început de drum nu, că ăla care face milioane, clar, trebuie să-și ia cei mai buni oameni pe fiecare departament și așa mai departe. Dar la care la început de drum și abia se trage un pic să facă câteva zeci de mii, poate să facă o sută de mii, poate câteva sute de mii, trebuie să înțeleagă cum a zis și dumneavoastră mai devreme, fiecare parte a... să taie morcovii, să meargă să spele pe jos așa, la fel înțeleg și o partea asta de de afaceri, trebuie să știi partea de marketing, trebuie să știi partea de vânzări, înainte să delegi pe cineva efectiv să le facă, că altfel n-ai cum să-i verifici sau n-ai cum să înțelegi. Și mai e o problemă, Patricia. Primesc, a, având un milion de oameni care vorbesc, primesc, știi tu, cred că la fel, primesc sute de mesaje pe zi, știi? jumate de mesaje în cerbani bani și jumate zic că am 10.000 cu ce afacere să încep. Deci eu am spus de mii de ori și la mine la podcast și pe TikTok și tot, domnule, ca să începi o afacere, trebuie să fi lucrat în domeniul respectiv, să vezi cum merge, că degeaba îți dă de 50.000 sau ai câștigat la los și tu îți deschizi restaurant, că merge la Patricia restaurantul și deschizi perete în perete cu aceleași produse, că trebuie să știi de unde cumperi marfa, cu cât o cumperi, care te veau, cât sunt dividendele, care cum să faci o factură și așa mai departe. Și tu ca să faci asta, trebuie să te angajezi, să treci prin toate job și după aia îți deschizi afacerea, nu imediat. Sau dacă ai 5.000 și vrei să deschizi o afacere, bagă în educație, cum a zis. Du-te și educă-te, fă un curs, de nu știu ce, vreau să fac, să am restaurant. Mă duc și fac mă de restaurant sau mă duc și fac curs de kelner sau habar n-am, dar trebuie să investești totuși niște bani în tine ca să poți să, să deschizi o afacere. Nu poți așa că doar că merge. Românul copiază în general, face Patricia Digital Marketing și analizează site-uri și Instagram pe așa, Face și el o altă pagină de TikTok, deși el nu știe, Nu are elementele care să-l ajute da. să poată să uh, devină popular, știi? Da. Na, sunt mulți care, mai ales pe partea asta de copiat, sunt foarte mulți care copiază și din da, afară. Da, dar și pierd și banii și prostesc și alți oameni. Am avut situații, de câte ori am avut cam, na, sunt o horică așa de -am de zile, restaurante, hotel și așa mai departe. Am deschis un restaurant nu știu unde, a deschis lângă mine. Mi -a, a, a venit prima dată, a mâncat nu știu câte ori la mine la restaurant și a zis, cât îți dă șeful? Păi, șeful îmi dă 500 de euro, vină la mine că îți dau 700. Și au dat angajații de emisia, s-au dus la el, eu trebuie să fac training cu alții să-i angajez. Era după două luni că era prost și nu știa cum să mănânc un restaurant, a închis. Eu pe nu mai primit apoi, Băi, ai plecat să fii sănătos. A rămas și omul fără servici avea și credit la bancă, avea și prunci acasă și i-a distrus și viața. Adică nu poți să te joci când e singur, că de-aia spun că toată lumea la noi e modă să devină antreprenor. Toată lumea vrea antreprenor, nu mai vrea nimeni să meargă la muncă. Dacă cauți, am avut noi la hotel la Meriot târg de joburi, înainte când, nu, fiind Meriot în București și GW, GW e un pic mai sus decât da. un, hot, un Meriot normal. Da. Și hotelul e de când, din 2000 avem, adică de 24 de ani hotelul. Și înainte când dădeam anunț de angajare că vrem să angajăm la recepție sau la, nu știu, housekeeping sau waiter sau nu știu ce, veneau câte 100 de oameni și angajam unul. Acum am făcut de joburi, n a venit nimeni. Adică pe salariu bun și pe tips și pe asta nu mai vrea lumea să muncească, tot lumea se visează antreprenor. E și reclama asta multă, marketingul, să te învăț să devii antreprenor, să te învăț să faci nu știu ce, cursuri. Vin o grămadă de puși de la, la hotel la noi că îi văd au 23 de, 24 de ani, stă cu măsa și cu taxă într-o garsonieră, vine cu tramvaiul și hai să te să faci bani. Dar el nu a făcut un leu în viața lui, nu are bani de bilet de tramvai. Bă, dar zic, tu de unde ești așa deștept? Păi zice, am făcut curs de uh, business coach. Deci el a făcut curs de business coach. Ca să poată să... Și are niște chestii de alea standard, știi cum da. te entuziasmează. Mm -hmm. Eu când eram uh, copil, până la ce nu erau de astea filme ca acum occidentale sau ceva, de băga filme indiene cu dasul de indiene și filme de karate cu Bruce Lee și nu știu ce. Și ne uitam toți, mergeam de câte 3-4 la un film de la și când se băteau ai acolo și se erau pe acoperișuri, pe garduri, toți făceam și noi, rupeam scaune, dădeam cu piciorul, eram, super, eram și caratici. dar după jumătate de oră plecam acasă și uitam. Așa e și la ăștia, mergi la un curs de ăsta de business coach sau de... Uh, nu știu ce mai fac ei pe acolo să te motiveze este așa și după două zile sau după o zi ai uitat tot și îți vezi da, de treaba ta exact că văd așa. oameni care merg ani de zile Patricia deci văd ai zis de asta, de soare și el face la fel și mai unul nu mai știu cum îl cheamă de pe la Dubai și tot face cursul de asta și sunt cam aceiași clienți care merg de ani de zile și tot pe salarul minim pe economie lucrează și tot nu și-a dezvoltat afacerea. Pentru că și partea asta de antreprenoriat și partea de lider, te naști cu ea, e ca și urechea muzicală. Dacă n-ai ureche muzicală, poți să faci lecții de pian 20 de ani, că tot o să cânți într-o cârciumă, nu o să cânți niciodată pe scenă la, te, la sala palatului sau undeva. Okay. Adică trebuie să, cum, cum ai zis tu, bă, mi-a plăcut asta, fac performanță, iubesc ceea ce fac și am un talent. Eu te-am văzut, de-aia te-am și invitat aici la podcast, m-am uitat la ei pe TikTok, zic, bă, fata asta e talentată, adică are, o viziune eu te am remarcat atunci când, când ai mai analizat mie nu mai știu da, ce da, ai analizat da. site-ul de nu mai știu de Instagram de nu strategia de marketing strategia mea de marketing. eu nu aveam mm -hmm. nicio strategie Majoritatea nu au. Deci eu, 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 în momentul când am apărut pe online, nu am avut un plan sau o strategie. Bă, vreau să ajung la un milion de oameni care mă urmează sau vreau să fac bani ca influencer. Că nu, ți-am zis că în fiecare zi am 3-4 propuneri de a face reclamă și pe YouTube și pe Instagram. Și pe asta am refuzat tot, că am bani, nu trebuie, eu fac mm -hmm. ca să educ oamenii, nu da. trebuie, n-am alt motiv financiar, să zic așa. Și nu am avut o strategie. Uh, ideea a fost că văzând că ce minciuni și ce manipulare în mediul online și la televizor și câți de cu care vând cursuri am zis bă trebuie să apar și eu ca om cu părul alb și cu experiență și cu milioane făcute în spate să le arăt la oameni că nu e chiar așa, adică Deși e foarte greu ce fac eu, pentru că eu spun ca să poți să reușești în viață, cum ai zis tu, să muncești 19 ore pe zi, 10 opusul. ani de zile, să poți să scot capul de mulțime și vine un puș de -asta. În 6 luni vă fac milionar, faceți 5000 pe oră. În ce de cine ascultă? De bine cu, cu calea grea de 10 ani sau de la cu 6 luni? Normal că de la de cu 6 luni. Și e foarte greu ceea ce fac eu, știi? Da, e fix opusul decât ce vrea lumea să audă, dar în același timp acum e și mult mai ușor, că de azi și prețurile la tot sunt mult mai mari decât erau de exemplu cu 20 de ani, pentru că e mult mai ușor acum să faci bani, că omul, omul dă mult mai mulți bani pe chestii care nu fizice. Căs bune, căs rele, de exemplu, sunt foarte mulți care și o luat pe cu cripto, dar oricum lumea dă bani în cripto pentru că așa văzut e acum. Pe ala. o fost ca și cu caritas că la voi la Cluj o fost caritas da. să povesti bunicii, părinții, da, vecini care au case, palate cumpărate P din Caritas. Aia spun, deci aia la Caritas la început o zis că dă banii de optori și odată. Că fiind mm -hmm. schemă Ponzi, joc piramidal, ăia toți la început au la banii de 8 ori și au fost full super heavy Și omul a venit, uite ce palat și-a făcut vecinul Patricia. Mamă, bag și eu bani acolo. Sau au fost mai la eu au luat banii de 8 ori și au mai pus în coadă Sea încă de 8 ori, să fie de 64, știi? Și a doar nu mai luat banii. Așa și cu cripto. Deci bravo lor băieți, am tot respectul care au fost primi și au avut intuiție și au cumpărat cu un dolar, cu 10, cu 100 și au făcut cu 40 cu 60, s-au îmbogățit. Dar s-a terminat, carita sui gata, a rămas oamenii pe sub poduri ca și la carita și la... Dar oamenii nu înțeleg chestia asta. Deci când au fost scandalul cu Caritasul și o căzut Caritasul și o arestat pe ea, pe stoica la care au făcut și a arătat la la TVR și ce televiziune mai erau, Tele7, ABC, nu mai țin minte ce era atunci, oameni care și-au distrus viața și familia, arăta copii mici care dormeau pe cutii de cartoane că și-au vândut casă să, aia să aia bage banii. Se tot, tot, tot. După trei luni au făcut unul la Focșani, alt carita, se numea Gerald, toată lumea a fugit și-au băgat banii acolo, după ce au la televizor că toți <laughs> cam păi așa acuma, pe, pe cam deci acum. să fie primii. <laughs> excroci și pe internet și în ziua de azi când vorbim noi aici și pe TikTok și peste tot, speculează dorința de a te îmbogăți rapid și în momentul când el îi face o promisiune de că face bani mulți și pe timp scurt, el nu se mai gândește că poate să Țeapă. Ai văzut acum că vreau să discut următorul subiect, cu realitatea virtuală, uh, uh, cu inteligența artificială, iartă-mă. Uh, au tot pus pe guvernatorul băncii naționale, pe Andreea Esca, pe nu știu ce, că să băgați bani nu știu ce business, că la acțiunea la hidroelectrică o să vă îmbogățiți, știi? Și foarte mulți au găsit în plasa asta. Am scris o grăma, am mai postat și eu pe TikTok. Bă, zic, opriți-vă, că dacă unul spune că cumperi, investești la hidroelectrică 1200 și îți garantează 4000 pe lună, ceva nu-i bine, n-ai mm. cum să faci 1200 de lei și să faci 4000, da. că n nu mai muci nimeni, toată lumea asta și ar băga acțiunea hidroelectrică. Banim, da. Adică, e evident, e obvious, că adică e o țeapă acolo, știi? Nu crezi că o să-ți pierzi jobul în câțiva ani din cauza inteligenței artificiale? Nu, tocmai din cauza că nu-i... e nu o știință fixă, cum am zis și mai devreme, nu e 2 plus 2 egal 4. Aici depinde foarte mult -a care văzut e mentalitatea. Că foarte mult se duc acum pe marketing. cum e marketing ăsta pe inteligența artificială? Că nu știu cum, e, cum se face. Textele sunt foarte ușor descris cu inteligența artificială. Adică cine era copywriter sau așa. Eu, de exemplu, am copywriter angajat. Nu, am Ce înseamnă să nu... copywriter, Patricia? Care scrie textele, textele de reclamă, textele de e-mail-uri, textele, textele, în sine pe care le postezi online. Când faci o campanie de promovare, nu? Da. Trimis Trimiți sunt... mail la clienți. Trimiți mail sau textele direct pentru reclamă, pentru o campanie efectivă de, de, reclame sau așa. Sunt niște texte pe care le scrii clar cu scopul de a vinde. Și ăsta e, ăsta e jobul unui copywriter. Să scrie texte care vând. Da, chestia asta o Poate fi înlocuită cumva cu inteligența artificială, dar mie mi se pare că nu mai ies la fel de la, la fel de personale, adică simți unde e mână de om și unde nu-i. Ți se pare că sau au încercat să bagi două texte la o promoție, unul făcut de AI și unul făcut de om, ca să vezi impactul? Am, încercat și încerca, asta? am și încercat, da, și? Uh, dar în același timp trebuie și prelucrate, adică îți dă inteligența artificială, îți dă un text dar nu poate să fie fix ceea ce voi ai tu să dai mai departe ca și informație sau ca și așa și atunci nu ți tot să îl scrii tu de la început sau îi dai la ăla iarăși o tonă de cum să ți-l facă, o tonă de inputuri, îți scoate un text pe care oricum după aia tu trebuie să-l modifici, adică n-ai pierdut mai mult timp. Și pe lângă asta și rezultatele au fost mult mai slabe și pe lângă asta eu, de exemplu, dacă văd două, trei reclame ca om care fac asta deja de ceva vreme, îmi dau seama din prima care e o reclamă cu text făcut de inteligență artificială și care e o reclamă cu text făcut de om. Uh, ai, ai pomenit la începutul discuției de, de pe scobar. Eu tot am fost întrebat pe parcursul, tu fac, fac multe live-uri, știi și de acasă și de aici, din studio cu prietenul meu Ștefan, avem record, am făcut live de 10 ore cu QA. La mine, pe canalul de YouTube, 10 ore, s-au uitat 1500 de oameni în 10 ore. Deci n-a plecat nimeni, 1500 de oameni. Tu dai seama că dacă te uiți la Netflix o oră și jumătate, te plictisești mai da. te duci pe afară, să mai ai o gură de aer. Deci a, ăsta e recordul, de 10 ore, dar frecvent facem 4-5 ore și avem 1600-1700 de oameni care se uită la noi. Mm frecvent. Și tot întreabă lumea ce părere aveți de nu știu cine, ce părere aveți de Patricia, ce părere aveți de Sorin, de Zvan, de, de Pescobar. Și zic, domnule, e un băiat foarte bun, foarte muncitor, dar mi se pare că exagerează un pic. Era vorba de înainte de a avea scandalul cu Sanepidu cu, ăștia da. cu protecția consumatorului sau ceva. Pentru că, zic, fiind un om de afaceri care e în plină dezvoltare, nu mi se pare corect că făcea cu micula de la Oradea, care e de bani gata și n-a produs un ban în viața lui, că i-a dat taxă toți banii. Și zic, făcea live din pat cu o gagică semi-dăzbrăcată, și era în pijamale sau în kiloți și făcea live. Și mi se pare, ca imagine pentru un om de afaceri, că nu este ok ceea ce face. Mi-a dat cu părerea, da? În schimb, l am apreciat foarte mult pentru ambiția lui, pentru ideile care le-a avut, dar mi se pare că n-ar trebui să trecem în extrema cealaltă, știi? Tu ce zici? Ce părere ai de chestia asta? Adică, pentru reclamă facem orice. Adică eu în sensul că nu. vezi că una pe Instagram care își arată sânii are de 10 ori mai mulți urmăritori, deși dacă deschide gura, fugi, de, te urci pe pereți, decât unul care spune o este super deșteaptă, dar nu se uită nimeni. Da, eu ca și strategie proprie am preferat să mă duc pe creșterea asta mai lentă, ca să zic așa, dar să nu trec în extreme. Um, și mie un pic la pescobar mi se, un pic, mi se pare un pic exagerat, dar mai ales chestia asta cu strimii pe Revolut. Eu, sincer, chestia asta m-ar speria cumva, deci așa cu credință. De... Nu sunt de acord deloc cu chestia asta din prisma faptului că sunt cu credință în Dumnezeu. Mulțumesc mult! Eu sunt cu credință în Dumnezeu și nu aș face astfel de aroganțe, ca să zic așa. Adică simt că m-ar bate Dumnezeu dacă aș spune cuiva. Deci ce ar trebui să schimbe pe Scobar la strategia pe care o are el pe TikTok? Ai văzut că au scăzut foarte mult vizualizările în ultima vreme, adică da. nu mai are milioane sau ceva, adică au scăzut enorm de mult vizualizările. Da, cred că se duce foarte mult pe aroganță și pe opulență. Adică, ok, sunt foarte mulți care dau hate, dar sunt care îmi dau hate și mie, sunt care vă dau hate și dumneavoastră, sunt care dau hate și lui. Oamenii oricum dau hate că așa Eu așa am fac analize, cu cât am mai multe hate pe o postare, cu atât îmi dau seama mai bună. că e mai de succes. Uh -huh. De exemplu, am, am pus acum ultima dată pe canalul de, de YouTube cu Damian și Oprișan la o discuție. Ți-am zis că am vreo 35 de mii, dacă nu 40, acum și nu sunt nici 24 de ore. Am avut 20 care înjurau și ne spurcau, bapă pe mine, bă, pe Damian, bă, pe opri am pe mine mai mult. Și caută tembelul acolo cu doi intelectuali și chestii de ce. ăsta, Pe mine nu mă ofnică, dar văzând atâta hate și așa de mult și într-un timp scurmea, bă, zic că asta e o postare bună și o să facă multe, multe... Vizualizări, știi. Eu n-am o problemă cu haterii, că fiind atâția ani în jocuri de noroc și oamenii au pierdut bani mulți la cazino și n-am na, avut 20 de ani de cazino. Am fost de câte ori scuipa pe ochelari, scrumiere în cap și na, pierd oamenii bani, se enervează. Am avut de a face cu tot felul de interlop, de cămătoare, de asta. N-am avut nicio problemă. Adică, acum că mă înjură unul care își pune un nume fals pe un puș de asta de n-ai treabă cu el, că sufli pe el și cade în cur și mă înjură Deci, zice că nu mă afectează cu asta nimic. Dar de multe ori când fac live și începe unul în chat să înjure sau să spună cuvinte porcoase, deranșează pe oamenii care da. într-adevăr vor să afle o informație sau vor să educe sau ceva și în normal că îl blochez. Că tot făceam mișto că mai am prieteni ăștia vloggeri care n-au multe vizualizări și zic băi, eu am mai mulți oameni blocați decât aveți voi abonați. Da, și eu, și eu îi blochez pe toți. Și na, sunt foarte mulți pentru că omul, mie mi se pare că omul dă hate din, din frustrare și din gelozie. Uh, adică omul care chiar are succes eu nu cred că stați dumneavoastră să dați hate la oameni la postă. Sunt niște oameni nefericiți care și-au dat seama că nu sunt pe calea cea bună, dar nici nu vor să schimbe direcția. Așa atunci singura lor armă este să dea cu hate, fără să facă ceva constructiv sau fără da. să meargă într-o direcție în care să-i ajute pe ei, pe familia lor, pe viața lor. Sunt oameni care și-au distrus viața. Mi-e milă de ei, adică nu îi urăsc. Nu... Chiar mi-e milă de ei, știi? Da. De oameni ăștia care dau hate și sub un cont ăsta fals, sau sub un nume fals, sau o poză falsă, cât să fii de umil să asta, să spui o poză falsă și o nume falsă, Adică cât da. să te cobor de tare, știi? Asta și să nu își asume cumva că. Exact da, da, e da. personajul care. Și revenind la, la strategia pe scobar... Um, motivul pentru care pune tot felul de astfel de postări cu femei semi-dezbrăcate și mai nou mașini de nu știu care și așa, e pentru că denotă o șmecherie cumva. Dacă te duci la pescobar la tavernă sau la pescobar și în mor sau așa mai departe, te duci la șmecherie, că el e șmecher, că... Păi da, da, se... nu e... Te duci la șmecherie și plătești și bani, adică te duci la șmecherie și îți dă pescobar păi, nota de plată pe Revolut. Da, tocmai. Adică tu vrei să zici că e un mare segment al populației care uh, admiră șmecheriile? Ca, e un mare segment al populației care ia decizii în funcție de ce l-ar face mai șmecher în fața oamenilor Adică e foarte importantă gura lumii pentru foarte mulți oameni Când ori. a fost scandalul atunci cu protecția consumatorului cu Horia Constantinescu? Eu am avut ideea pentru că fiecare a părut să eu urmăream pe TikTok pe amândoi, fiecare posta, zicea ăla, nu știu ce, mi-au cerut banii, mi-au cerut șpagă de la partide, la mine a fost curat. După aia apărea Horia Constantinescu și arăta poze cu mizeria, cu gândacii, cu rugina, cu nu știu ce. Adică amândoi se contrau doar pe TikTok, cum mm. să interlopie ăștia între ghilimele care se bat pe TikTok, -a menis, a să amenință, dar niciodată nu se bat în realitate da. sau să amenință. Și atunci eu m-am gândit zic, Hai să invit pe amândoi să facem o masă. Nu neapărat să-mi fac eu audiență, dar să înțeleg care e adevărul, pentru că nu înțelegeam. Îi urmăream pe amândoi și nu înțelegeam unde e adevărul. Și l-am -am contactat și pe Pescobar și pe Horia Cosanescu. Pescobar n-a acceptat să vină la discuție. A venit doar, doar Horia Cosanescu la discuție, știi? Mm. Am văzut că, până la s-au împăcat. El a înțeles că a greșit, a recu și recunoscut și și-a renovat. Eu cred că dacă făcea de la început chestia asta, nu se mai pierdea nu știu cât timp ca business. Adică făcea mai trecea mai repede peste nebunia asta, știi? Da, dar totuși pe partea asta la altă, mergând pe partea de marketing, i-a ajutat tot uh, biful ăsta pe care l-au avut între ei. Adică mai ales, mai ales pe Horea Constantinescu l-a ajutat foarte mult pentru că el, din câte știu eu, se posta oricum dinainte vreme, dar nu prea Nu avea vizualizări. Da. Ei, din momentul în care s-o legat de pe Scobar și au fost tot biful ăsta între ei, Brusc Horea Constantinescu are foarte multe vizualizări Toată lumea se uită la el, toată lumea îl urmărește Toată lumea așa Și pe partea asta, la altă, mi se pare că și pe Scobar După atât de multe aroganțe și așa mai departe Cumva și-o atras și un pic de milă Milă, nu neapărat milă, un pic de simpatie Un pic, un pic de... de simpatie că a fost abuzat de autorități Da, exact nu? exact. A fost o victimă a sistemului mafiot Matrixului ca și frații Tate Ei n-au făcut nimic da? a, Sunt cistiți, sunt nevinovați Dar Matrixul am avut acum, ți-am zis, duminică, că ți-am povestit aici de a începe podcastul, tot fiind invitat pe la tot felul de conferințe astea, am fost invitat într-o biserică la Corul Tronos Junior și foarte mulți oameni acolo și a venit o mamă. După ce s-a terminat conferința, de obicei vii oamenii să vorbească cu mine mm -hmm. și au stat vreo 30-40 la coadă. Și o mamă cu un copil de vreo 17 ani și zice, domnul cu băiatul meu e cu minte, învață, e olimpic, dar este mare fan al fraților tăi și nu pot să-l scot din a... Uh, ai adulat pe frații ăștia Tate, să-i explicați, să explicați și lui un pic cum e treaba și el e convins că uh, frații Tate sunt super uh, oameni de afaceri cinstiți și că el e 100% convins că Matrix-ul i-a adus în situația în care să explicați un pic care e treaba cu Matrix-ul, știi? nu știu ce să vorbesc cu copila cu Matrix-ul, ce să explic de Matrix sau ceva, știi? bă, ai văzut filmul Matrix? Da. Nu, dar din păcate, copiii au nevoie de modele, și din cauza asta ei își caută pe internet. Și atunci e foarte important la ce se uită, ce urmăresc și ce după cine se iau, ca să zic așa. De știi? la cine își iau toate informațiile. Exact. Dar asta tot părinții pot să controleze. Asta mi, ai... pare, asta mi se pare o, o chestie groaznică care se întâmplă din ce în ce mai mult. Toate toate costurile, nu știu, costul de viață au crescut foarte mult, părintele e obligat să muncească mult mai mult, să stea mai mult la job, să stea ore în plus, să stea așa mai departe. Copilul nu are de ales decât să stea acasă la televizor, să stea acasă pe tabletă, să dea scroll pe TikTok. Părintele când ajunge acasă poate îi mai face o mâncare, dar sigur nu mai are chef să-i asculte toate problemele, toate așa. De și atunci, obicei de bază și comande, pe Glovo sau pe nu știu ce. Sau așa. Și copilul stă pe TikTok, stă pe YouTube, primul lucru care se întâmplă e că își găsește, cum a zis, toate modelele de acolo și nu mai știe ce e real, ce nu e real, ce se întâmplă, ce nu se întâmplă, cum funcționează viața reală, dar al doilea lucru e că copilul nu mai are niciun fel de rată de retenție, nu mai are răbdare să stea să facă ceva până la, până la final și atunci de foarte multe ori se întâmplă oamenii și vedem oameni mari care acum au problema asta, te pui să faci ceva... Nu mai duci la funcțional se numește Patricia și sunt 70% din cei care se uită pe TikTok sunt analfabet funcțional. Pe mine asta mă stresează cel mai deci, tare. Am, dacă te uiți la mine pe TikTok, pe pagina, când am <gânt> fost în, -o, foarte mulți oameni, eu în casă în Tenerife și iarna stau acolo și toți m-au întrebat, domnule, cum îți prețuie în Tenerife, cât costă, nu știu ce. Și primind sute de întrebări, zic mai să fac cum, de, sta, de unde cumpăr apartament, cât costă, în cât timp se amortizează, short term, Airbnb, bla bla bla. Și zic hai că fac un filmuleț de 3 minute să le explic exact care e treaba. Și fac filmulețul și spun, ca să cumpărați apartamente în Tenerife, sunt două site-uri importante, idealista.es, Spania sau unde găsiți absolut toate apartamentele pe toată Spania și băgați Tenerife acolo la sărci și zic eu doamnă româncă care, de la care am cumpărat apartamentul și gestionează 70 de apartamente, doamna Lili Stoica, care are agenția promocasa.com. Asta am spus în 3 minute și alte detalii cu nu știu ce la comentarii dacă te uiți, de, cu cine poți iau și legătura. Știți vreo agenție, știți vreun site, era 3 minute. Adică tu clar nu te-ai uitat la ăla din moment ce tu mă întrebi pe ce site să te uiți sau cum o cheam pe doamna aia, din moment ce eu spun absolut toate informații. Asta înseamnă analfabetism funcțional. El nu mai are, el deschide la dar să uită în alte parte sau ascultă altceva, ascultă altceva numai, și da. e un amalgam în capul lui. Nu se mai poate concentra. Și nici nu mai înțelege nimic. Și de-aia spun la toți copiii care merg până la școală, mm. bă, măcar o carte citiți o dată pe lună, citește o carte extrem de important, pentru că sunt toată ziua cu ochii în ecrane, te prostește în afară de a te îndobitoci, nu faci nimic, nu, 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 te ajută cu nimic, nu e constructiv deloc, știi? Asta și mi se pare foarte important. Eu, de exemplu, eu am fost trimisă la sport de mică, nu mi-a plăcut niciunul să-l fac la nivel, nu știu, mare. Ce sport ai făcut, zicea? Foarte multe. Not, tenis, volei. O, tot, tot, trebuie să schimbe părinții mei, că nu De mă ce? prindea niciunul până A, la final. Okay. Dar Ei făceam vreau câte trei Nu? nu voiau neapărat. Eu lăsat totul foarte la latitudinea mea. Dar te ajutat mea. sportul că te disciplinat, nu? Exact. Exact. Și acum eu, dacă mă pun să fac un lucru, îl duc până la final și văd alți copii mici acum care fac sport, îți disciplinați. Nu fac tantrumuri, nu urlă, nu... Nu fac ce? Tantrumuri, adică să... Nu știu ce ca și copia care se tărăsc pe jos, că nu vrei să le cumperi ceva din magazin. Adică Ta exact, tantrum mum? așa. De, unde vine cuvântul ăsta? Tantrum muri. muri. Din engleză, cred. Da? Da. Nu știu exact care e. ceva, nu știu, abar n-am mai auzit. Sunt mult mai disciplinați, adică nu, nu urlă, nu fac crize, nu așa, dar copiii care stau toată ziua nu fac sport, nu stau toată ziua numai pe tablete, numai așa, nu... Nu poți să te înțelegi cu ei vor să meargă, să sară peste tot, să, nu știu, să descifreze tot ce se întâmplă pe acolo, n-au niciun fel de răbdare să ducă ceva de la început la final. Mi asta mi se pare foarte important, ca părinte să-ți trimiți copilul la tot felul de sporturi și așa mi se pare că îi oferă o disciplină care îl duce toată viața. Plus că socializează, pentru că el venind de la școală, cum ți-am zis, stă șase ore pe TikTok, el are doar prieteni virtuali. -am, am auzit un studiu că m-a cu pornografie infantilă, cu nu știu câte Zeci de mii de cazuri de, de, de uh, pedofili, ăștia uh, pe care au atras copii, pentru că acum zice că cu inteligența asta artificială, tu, chiar dacă ești adult, așa, tu poți să-ți iei față de copil și voce de copil și t t intri într-un grup de ăsta cu adolescenți și îi pui să se dezbrace și după aia îi șantajezi. Și că este, m am îngrosit. În niște ONG-uri de afară au făcut studiu la noi. Au fost vreo 22.000 de cazuri confirmate în 2023. 22.000 de cazuri confirmate de pedofilie și cu dosare penale în, în curs. Tu îți dai seama ce, la ce nivel s-a ajuns. Și tot cu inteligența asta artificială se mai întâmplă încă o chestie tot din asta cu bani și așa pot să, cum ați zis, pot să copieze vocile, să așa mai ales noi care ne postăm pe YouTube, pe TikTok, pe așa mai departe și pe urmă să sune apropiații nu știu, părinții. Cum era cu cazul ăla cu accidentul, de să din pușcărie. Știi faza cu accidentul, nu, nu? nu. Deci au fost vreo trei ani de zile, au fost mulți pușcăria și aveau cartele de astea și uh, aflau informații din afară că Patricia are un băiat care tocmai și-a luat carnetul și spunea, Patricia, uite, băiatul a avut un accident la sol, a intrat cu mașina, nu știu ce, sunt două victime, putem să-i ajutăm, că eu sunt procuror de casă sau sunt avocatul sau sunt polițistul, trimite repede în contul ăsta 10.000 de lei și tu nu credeai, zicea, dați-mi pe băia la telefon. Și zicea, nu pot să vorbească, că e accidentat rău. Pă, adică și-au luat plasă mii de oameni, de obicei pensionare, adică ei căutau da. pensionari. De care știau că au un copil care, care, la momentul respectiv îi pun camion, pe o mașină, e plecat în trafic sau ceva. Și care da? nu informații în direcția asta. Ei acum pot să copieze direct vocea ca și cum ar suna copilul direct. Exact, păi aia îi spun. Adică acum e super grav că inteligența artificială m-a invitat la o emisiune acum vreo săptămână la un post de televiziune ca să discutăm de inteligența artificială, dar eu foarte puține noțiuni și nu-mi place să-mi dau cu părerea despre lucruri care nu le stăpânesc bine. Și am refuzat, zic, doamne, lăsați-mă să mă informez mai bine, când nu sunt, eu nu sunt, sunt, sunt bătrân, de-abia folosesc calculatorul, glumesc că îmi pot mă descurc, știi? Dar n-am ținut pasul cu inteligența artificială ca să văd exact care e partea ei constructivă și care e partea distructivă, că peste tot e, e ca și când s-a inventat ăsta cu atomii și asta a fost și parte pozitivă de energie și nu știu ce, centrale atomice, centrale nucleare, dar a fost și bomba nucleară care da. omoră oameni și nu știu ce, adică așa și cu inteligența artificială, trebuie să-i vedem până unde e pozitiv și, și de, de unde începe negativ, partea da. negativă, știi? Da. Și de zic că dacă acum imită și vocea ta și poza și chipul și tot e o problemă foarte mare. Da, pentru... ori construi ceva ce nu poți să controleze. Eu, 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 eu sunt îngrozit pentru că acum avem alegerea anul ăsta, în 2024, vor fi patru rânduri de alegeri și uh, o să fie cele mai murdare alegeri din istoria post revoluționară României din cauza că o să fie multe mânării de astea cu inteligență artificială, care au și început deja. O să-l pună pe, nu știu cine, X sau Y care candidează pentru nu știu ce post de senator sau președinte sau nu știu ce, cu o în pat, care el nici nu o cunoaște și nici n-a văzut niciodată. Și până demonstrezi tu că n-ai fost acolo sau n-ai făcut nimica sau nu e așa, deja ți-ai pierdut din imagine, din da. credibilitate și vin alegerile și au trecut peste tine. Da. Deci o să fie tot felul de nebunii de astea. Că acum ai văzut că dacă sunt hackeri și astea, nici nu mai să zici că îi găsești. Nu mai știi că a făcut cont de pe o cartelă de pe nu știu unde sau de afară sau server nu știu care sau cu VPN sau... E foarte greu de demonstrat că de fapt nu e nimic real. Adevărat, din Te mai da. lasă cine cineva asta, divorțează până demonstrezi că nici n-ai fost acolo, că n-ai văzut nimic. Și mă sperie puțin inteligența asta artificială, adică la ce poate să facă sau ce probleme poate să creeze sau ce drame, știi? Da, ce ține de persoane publice mai ales, adică dacă nu ești expus, de exemplu, nu știu, nu ai niciunde pe internet un video cu vocea ta, Cam greu să te copieze. Fiind persoană publică, Patricia, automat ai apărut la radio, ai apărut la televizor, la emisiune. De exemplu, eu dacă sunt la un curier sau ceva sau vreau să comand ceva, ce nu se dă un consens după TikTok, adică deja vocea am absolut dacă sunt la 10 oameni, 8 recunosc vocea, știi? Da. Pentru că am și un timbru ăsta mai puternic așa și asta m-a ajutat foarte mult. Timbru ăsta, știi? Ca să fiu așa de popular. Și dacă merg acum pe stradă, ies de la Cocor așa și merg până viza vin centru, vin, mă opresc 5 puși să-și facă poze cu mine, știi? <laughs> da. <laughs> și când umblam doar cu Lamborghini pe stradă, deci la fiecare semafor trebuia să dau geamul jos să vorbesc. Acum de când ești cu duster liniștit, nu -am, am, număr de la nu știe nimeni, sunt <laughs> da, extrem de da. happy, da, sunt extrem de happy. Și de vreo luni umblu cu duster Acum trei ani, dacă îmi spuneai că o să mă eu vreodată de pe Daci, eram foarte orgolios. Zic, niciodată, nici dacă mai plăti o să murc eu să-mi asociez imaginea cu dace. Acum sunt așa de happy, vezi că cu cât înaintez în vârstă, cu atâta îți schimbi scara de bani. valori. Și îți dai seama că alte lucruri sunt importante. Nu neapărat o mașină scumpă, un ceas scump, un telefon. La noi e și epatarea asta foarte multă, pentru că am fost atâția ani în comunism și totul lumea vrea să aibă un BMW mai special, să aibă un ceas mai nu știu cum, mai... Și majoritatea din cauza că nu au posibilități și nu au bani, își cumpără fake-uri. Da. Și care sunt de multe ori evidente Când stai la masă cu un om Care toată viața a fost client la Viton Și tu vii cu o poștă Viton și o pui pe masă și un fake Mai bine vină cu una de la Mango Sau de la, nu știu, abar de la o firmă de-asta Și care original e bună, e din piele Decât să pui un fake pe masă da. Și foarte multe vedete de-astea din România Foarte cunoscute se duc la Istanbul La bazar și cumpără chestii de genul ăsta Și mai mult se fac de râs decât Asta e tot din seria de șmecherie Că noi alergăm foarte mult să fim și mecheri. Ce zice vecinul de la doi, ce zice vecinul din dreapta, ăla din stânga. Și de multe ori pe vecinul nu interesează sau maxim te urăște după aia. Știi da. că ai mai mult ca el, ești mai bine ca el și cum să zic, nu ai nimic de câștigat încercând să arăți că ești mai bogat. Da, dar în același timp, mai ales pe internet, care se arată așa cu opulență, cu așa, e vorba și de foarte multă validare. Că altfel te simți, altfel e orgoliu, altfel e ego. Da, dar foarte mult. eu am spus ești. Uh, uh, la foarte mulți oameni și am spus și pe TikTok și pe YouTube, nu încerca să uh, arăți cât ești de bogat, că de sărac. Pentru că tu îți cumperi mm -hmm. lucruri care nu ți le permit și atunci bugetul tău este top, total epuizat și nu mai ai bani să mai trăiești sau să mai investești în tine sau în afacerea ta sau în. nu știu, habar n-am. Și omul își cumpără la noi lucruri care nu-și le permite doar ca să arate la celălalt cât e de realizat, cât de, de bine o duce și mai departe, ceea ce e o problemă foarte mare. Da. Vezi că au, stau un bercent la apartament de 10.000 și are mașină de 30.000 sau de 50 în leasing și după două luni vezi că vine ăla cu platforma și eu ia că nu mai plătit rate la leasing, știi? Foarte mult <laughs> și acum, adică în zile noastre. Adică în... Și eu am fost așa după Revoluție, că na, în 92 să iau un apartament de 3.000 când m-au dat de la Timișoara, m-au dat în București, apartamentul costa 3.000 de dolari și aveam mașină de 20. Eram eu cu Răzvan Fodor, eu la scara ultima și el la penultima scară avea o mașină americană, galbenă, nu mai știu cum se numește, Ford, nu știu care. Și, toți, a, și eu și el aveam numai chei de la vecini, cât erau ei de bucuroși că ne-am luat noi mașini străine. <laughs> chei groase, chei subțiri, de toate și-au exprimat <laughs> aprecierea aprecierat da. pentru cât eram noi de realizat sau ceva. Și așa se întâmplă și în zilele noastre, adică omul nu se bucură că tu ești mai realizat ca el sau că ai făcut mai mult sau că muncești mai mult el te urește pentru faptul că ai mai mult. Majoritatea asta așa, de da. ei nu înțeleg. Și atunci te învârți într-un cer de ăsta cu epatarea, știi? Și sărăcești că nu mai ai bani și te urăște lumea din jurul tău și nu rezolvi nimic. nu te ajută cu nimica. Nu asta e... Da, na, asta cu vârsta, vezi, eu acum vorbesc că n-am cine și ceva de ani și am trecut în toate și am epatat și eu și îmi dau seama că am făcut o prostie și că mi-am pierdut timpul și banii și tot. Și, da, da mulți nu ascult. adică nu iau exemplu meu sau al tău sau cuiva, el trece, trebuie să treacă prin toate... Prin, da, majoritatea, trebuie să trecem toți prin toate etapele. În afară de Pescobar, cine se pare că... Pentru că Pescobar și-a făcut o reclamă gratis. Eu nu cred că a băgat el bani. Crezi că a băgat bani în TikTok? Nu, nu, nu. Și uite că și-a deschis deja trei restaurante sau patru sau cinci. El dacă nu era pe TikTok sau nu-și făcea ta reclamă sau așa, nu cred că avea patru, cinci restaurante acum. Adică vreau să zic că a fost pentru el vital aparițiile astea pe TikTok și reclama care și-a făcut-o și... Da, și au făcut o decizie foarte inteligentă când o, când hotărât să se implice personal, adică să se filmeze el una într-una, cred că postează câte 15-20 de videouri pe zi pe Nu TikTok. postează prea multe. Păi nu, că, cum am zis și mai devreme, dacă ești ultimul lucru pe care omul vede astăzi, mâine vine și cumpără și atunci postezi, spune te asigur că toată lumea te vede una într-una, numai la el tu să te gândești. Clienților când le recomand să posteze pe rețele, cam câte postări pe zi le recomand să facă? Depinde de gradul de implicare pe care și-l pot asuma. Cel puțin una pe zi trebuie 100%. Obligatoriu. Obligatoriu. Că te pentru că ca... lumea. Nu numai de lume, dar aici deja mai e vorba și de algoritmul platformelor. De ce? Pentru că interesul platformelor meta, adică Facebook și Instagram și interesul platformei TikTok, e ca cât mai mulți oameni să pierdă cât mai mult timp pe platformă. De ce? Pentru că eu dacă stau 4 ore, din alea 4 ore, poate 2 ore sau o oră jumate, îmi pompează reclame. Pe reclamele alea cineva plătește bani. Și atunci cu cât eu stau mai multe ore, cu atâta pot să-mi bage mai multe ore de reclame. Și să consume mai mult din banii Și atunci îți dă mesaje și spune n-ai postat azi nimic sau n-ai postat da. ieri nimic. Sau da. Și atunci algoritmul ăsta intră în funcțiune în momentul în care tu postezi zilnic, Oamenii te văd, pierd timp zilnic să se uite la tine să așa mai departe și atunci algoritmul te și împinge. Nu știu, după o lună de zile când ai postat zilnic, începi să vezi că crești mai tare decât creșteai înainte, a doua lună mai tare decât înainte și tot așa. De ce? Pentru că îi convine Instagramului să te împingă la mai mulți oameni, că știu că le pierzi timpul pe platformele de socializare și ei pot să le împingă mai multe reclame. Ei, dacă tu astăzi postezi, trei zile nu mai postezi, o săptămână iar postezi în fiecare zi, după iar nu mai postezi, algoritmul știe că nu ești constant, știe că nu pierzi constant și timpul nu oamenilor nu? și nu te promovează organic. Și atunci, clar că trebuie să tot bani. Ei, pe doar la asta a fost foarte inteligent, o înțeles chestia asta, cum, ori o înțeles cum funcționează, ori pur și simplu a fost din instinct, dar dacă a fost din instinct, a fost un instinct foarte bun. Să posteze mult, zilnic, non-stop, cât de mult o putut. O făcut la început documentarea procesului, că arăta cum e pregătită caracatița, cum o mănâncă, cum a zis, se scălămbăia pe acolo și așa. Și pe urmă, după ce o adunat ceva audiență cu documentarea asta a procesului, o stârni curiozitatea, cum se face, cum se mâncă, unde se ține, și așa mai departe au început na, stilul ăsta al de marketing, mai mult pe opulență și pe exagerări, ca să denote șmecherie. Că ăsta e stilul cu care crești cel mai repede, la fel ca și cei de la Ice Concept, nu știu dacă i-ați văzut, îi știți? Îs cu tot felul de lanțuri, brățări din astea. Tot pe TikTok. Da, tot pe TikTok. Și, și ei merg pe o strategie de marketing tot axată foarte mult pe șmecherie, pe opulență, pe așa mai departe. Și ei au crescut foarte repede. Au crescut ca vizualizări și ca... Și ca încasări. Ca și încasări? Da. Da. De unde știi că au crescut ca și încasări? Pentru că și le expun, nu? E vorba de opulență. A. Adică vorbesc foarte public. De... Am avut atâtea comenzi, atâta am încasat, atâta am... Și de unde știi că spun adevărul și nu spun doar să dea mare sau să arate că să de bogat și vorbeam noi mai devreme? Păi nu, asta nu știi, dar prinde în ochii publicului. N-ai cum să știi, dar nici nu cred că românul de rând, așa, se uită la ei și se gândește, mă, oare ăștia ori zice adevărul? Zice, mamă, ce șmecher e ăsta, dă că mă duc și o să cumpăr un lanț de la ei ca să fiu și eu șmecher, că scrie Ice Concept <gântuia> etichetă. Ice ca și gheața, Ice sau cum? Ai, da, 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 ca și gheața, Ice Concept. Nu am văzut. Nu știu de ce mi-a părut. Sunt destul de... S -s au destul și magazine de fizice sau doar pe online? Nu cred că au, doar online. Oricum, -o să cerem bani, cred e ei promovat <gântuia> mai că nu știam pe ei. <gântuia> Da și lor și la modivă, la toți. De da. De bani. Asta e nasul când de, sunt foarte des invitat pe la canalele de televiziune de astea de naționale, dar nu mă mai duc pentru că invită câte 5, 6, 7 invitați și toți vorbesc cu unii pe alții, cu o politicieni și -o brazi, și eu n-am răbdare. Adică vin de la Frumoșani, o fac o oră până aici la realitatea să știu unde și mă lasă vreo 5 minute că și de aia 5 minute mă întrerup vreo 3 proști care abar n că, Cum am zis noi de la început, că cu cât eu mai puțin, cu atât crede că știu mai mult. Și dacă mă întreabă ceva pe domeniul meu, Autobar mă întrerup, trebuie să spună că nu e așa, că știu ei cum e mai bine, deși abar n-au sau ceva așa, atunci n-am mai, am refuzat. Și la televiziune n-ai voie să pronunți niciun fel de firmă sau ceva, știi? Adică spune de la început, vezi că e cna nu zici de Coca-Cola, nu zici de, nu știu cine, de Pepsi Cola, de habar n de McDonald's, de KFC sau ceva, că nu avem voie, știi? Și atunci eviți, de e bine la podcast și că poți să vorbești liber, vorbești da. orice și cu politica, acum cu campania asta electorală, ei sunt plătiți la anumite partide și degeaba ești de la un partid ăsta de opoziție când te lasă să vorbești sau te invită sau mm. ceva de pe aia pe care da, cotizează, care eu, știi? Da. Așa e cu... Și atunci de s-a mutat foarte multe lume pe rețele de socializare și mai ales pe YouTube pentru că e conținutul divers și încă nu s-au băgat așa de tare cu cenzura. Știi? Da, dar în același timp au spațiu și ăștia care își fac traiul din a da hate. Sunt foarte mulți care au foarte mulți urmăritori și mai ales copii care se uită la oameni care asta fac, doar asta fac, fac videouri de câte o oră în care le iau pe, nu știu, astăzi le alegem pe Sorin Constantinescu și îi facem Chiar hate. am vrut să vorbesc și de băieții ăștia care trăiesc pe spatele altora. Acum o să primez mesaje când... mesaj. După ce? se iese podcastul ăsta, o să primesc mesaj de la ei. Ce mesaj? Păi știți cum fac ei, îți dau mesaj, dacă băieții ăștia care se ocupă numai cu hate Da, la... era unul de la Brașov, dar nu mai știu cum. Da, mai mulți, deja, doi. Z, deci azi, zi, zi, cumva, nu mai știu, zi ceva, nu știu, și tot se lua de mine, că fac aia, că... dar el habar n-avea, adică spunea prostii. Eu, cum să zic, nu mă supăr, în momentul când spui ceva constructiv și ai dreptate, zic, da, să rămână, asta sunt, suntem oameni cu defecte, cu păcate, cum ai zis, nu e nimeni perfect pe lumea asta, toți greșim, toți avem păcate, nu, nu, eu am zis că sunt om perfect sau că am dat gaură la macaroană sau am inventat apa dar spune chestii concrete și adevărate, nu inventa doar ca să-ți faci audiență pe numele meu, pentru că sunt foarte mulți, cum ai zis tu, cred că știu 5 sau 6 sau 7 pe YouTube sau pe TikTok sau pe asta, care își cresc canalul criticându-mă pe mine, pe Călin Donca, pe Dorian Popa, pe Habarnam, o grămadă sunt care știi? Fără să cunoască adevărul sau fără ce au citit și ei, bă, la alții sau ce au auzit da, pur și sau simplu, ce... Da, dat mai departe într-un mod foarte exagerat, dar în același timp și eu am vorbit și de Călin că am vorbit și de dumneavoastră și așa, dar n-am vorbit într-un sens negativ, asta, asta mă enervează pe mine, că și eu am făcut multe vizualizări folosindu-mă de numele ale oamenilor care sunt mai cunoscuți, care sunt de mai mult timp, care așa mai departe. Și eu am făcut multe vizualizări, dar nu le-am făcut într-un mod negativ. Adică am, am pur și simplu am analizat ceva ce după felul meu de a gândi, da, după așa n-am zis că au făcut X, sau făcut Fără să fii subiectivă, să zici, exact. bă, ăla e un escroc, la nu e escroc. Exact. Ăla... Adică ai spus, domnule, ăla a făcut aia, aia și din cauza asta canalul e acolo unde este. Sau exact. ăla și-a schimbat strategia acum și uite că i-a crescut... Uh canalul s a încercat să-și pele imaginea și nu și -a -o bine, s a spălat-o bine, s-a dus și mai în jos sau s-a spălat-o bine -a și s-a dus spus, în da. sus. Adică genul ăsta. Și românul e atât de neobișnuit ca cineva să analizeze și să nu dea hate, să nu facă așa mai departe, încât primeam mesaje non-stop și în comentarii și în mesaje private. Cât te-o plătit Tixulescu să-i faci video? Și cum bă, am putut eu cu Duster? Nimica, deci frate. eu, după ce m-am cumpărat pe Lamborghini și m-am rugat pe Duster, am așa de încântat că am făcut filmulețe și pe TikTok și. Da. Dom'le, dar ai contract cu ăștia? Cum ai lăsat matare Lamborghini în garaj și te vii cu dasterul la... Cât câți bani ți-au dat? Da? Cât te plătește de da? ți au dat gratis sau ți au dat cu discount? Sau ești imaginea lor? Sau... Adică noi, din cauza că ne-am obișnuit în sens negativ, să facem doar din interes absolut totul, când faci ceva fără interes și eu, de exemplu, ți-am zis, n-am acceptat niciodată bani de la niciun fel de companie să promovez pe nimeni, deși primesc multe oferte pe zi, aș putea să fac, nu știu, mii de euro pe zi prin promovări. N-am acționat niciodată, dar în momentul când mă duc la un restaurant, îmi place sau iau un produs, nu știu, un after shave, că mă barbiresc, că îmi dau așa exemplu, care îmi place, zic, domnule, ăsta e extraordinar, miroase frumos, îți face pielea catifelată, fără să-mi dea la bani sau fără să cunosc cine e în spatele, pentru că eu promovez produs de plăcere. M-aș certa cu fetele astea care se vede, nu le dau numele aici, dar sunt foarte cunoscute influențe, acum vreo 2 ani de zile, au fost un ceai de slăbit, care era o apă chioară. Și atelor promovat până la lor nebunii de cap. da am întrebat o bănuire. Bă, da, zic tu, ai slăbit de ceaiul ăsta? Nu, două sorin. Păi zic, de ce îți spui la oameni că tu ai slăbit și. Păi ne dau bani. Păi e prostituție deja dacă eu promovez ceva care n-am folosit niciodată. Nu cred că ar face așa ceva și eu prostez pe alți oameni că face. Adică nu e corect. E... Ai... Da, e pentru bani. Din nou. Ca și cum am zis mai devreme, că vor să găsească orice numai să nu mai muncească și să vină banul așa. Da, da. Și tot lumea aș visea să fie influențăriță, să fie nu știu ce și să facă bani pe nimic. Și, da, oamenii nu înțeleg că fără muncă și fără asta sunt puțini. Într-adevăr, sunt care reușesc, dar puțin de tot. Dar ca până și, cu... și pentru asta e necesar, e necesar o cantitate enormă de muncă. Adică numai până stai și editezi și prelucrezi un video și până îți instalezi toate cele ca să poți să filmezi, ca să până ți faci scripturile, să știi ce să vorbești și așa mai departe, e necesară o cantitate enormă de muncă și pe chestiile astea. Dar omul când vede postarea nu se gândește aici, ăsta au făcut o poză și gata, ai cunoscut chiar e necesară o cantitate foarte mare de muncă. Deci nu-i... Acum nu e nici munca dacă te duci, de exemplu, nu știu, te duci la un job normal, nu stai 8 ore să editezi un video, dar zic oricum ca și fapt e o cantitate de muncă și sunt niște chestii pe care trebuie să înveți să le faci, nu nu pică din cer nici măcar chestia asta. Deci și e tot o minciună sunt foarte puțini care reușesc, Patricia, până la urmă. Adică foarte mult. Eu văd multe fete de astea care tot postează pe Instagram cu gândul că o să le crească foarte tare pagina și că într-o zi o să le contacteze vreo firmă ca să le facă reclamă la nu știu ce, să promoveze ceva, știi? Ca și cu youtube -ul. deci în momentul când a fost fashion ăsta cu uh, travel vlogging, a fost la Backpack Your Life, nu știu dacă mm, că Cătălin, da. care a început acum vreo 5 sau 6 ani și are 6.000. Atunci foarte tare te urca YouTube-ul și făceai 7.000 de vizualizări. Cum au părut foarte mulți, YouTube-ul nu are interes să-ți bani și atunci am mai tăiat din alea, alea, alea și sunt foarte mulți care de 2 ani de zile tot fac YouTube și travel și plătesc bani și au 1000 de abonați. Bă, de omule, dacă tu de 2 ani vezi că ai 1000 de abonați și Constantinescu nu zic acum că e mă dau eu mare, că am 150 de mii, are Patricia 50 sau 30 de înseamnă că nu merge, că ceva nu faci bine, că ori nu le place la oameni, ori nu ești tu talentat, ori da. nu știi cum să ții telefon, ori nu știi să arăți și schimbă. Nu mai tot visacă într-o zi ca și cu Bitcoin o să fac un milion de euro și o să vin toți milionari și mai tot să meargă nicio nici nimeni la muncă, cam așa e și cu ăștia, adică văd, postez pe Instagram, o dată, de două ori, de trei ori, bag bani în editare, dau bani la ea, la fotograf, să mă facă niște pozele profesionale, fac shooting, fac ședință foto, mă postez, eu am tot trei like-uri, gata, nu merge, du-te la muncă, fă, altă treabă, știi? Senzația nu înțeleg. Că, au senzația, că e foarte simplu tot domeniul ăsta. Gata, am făcut o poză la orice, am postat-o, trebuie să prind. Adică au senzația că platformele astea de socializare sunt tărâm din ăsta, tărâm de vis, unde orice pui convertește în bani dar nu funcționează așa, adică și companiile mari, cum Moscova, acolo, toate companiile mari au departamente de departamente de marketing care cu analizează scop, care analizează, care gândesc, care fac, care fac strategie, care fac parte tehnică, care, adică, au atâta amar, plătesc atâta amar de oameni cu un scop. Dacă ar fi atât de simplu, ar avea un singur om care le face pe toate și n-ar mai plăti zeci de mii de salarii pe oameni de marketing peste tot, dacă ar fi atât de simplu. Dar asta nu Păi uite, cu Google Ads, dacă ai oameni buni la Google Ads, plătești de 4-5 ori, ori mai mult decât da, și inclusiv dacă îți faci, de exemplu, tot în exemplu ăsta cu Google, Ads, dacă îți faci SEO pe website așa, până și reclamele o să prindă mai bine. De ce? Pentru că merge și organic. La fel, știți că m-ați întrebat la început. pic oameni că majoritatea nu știu cu Google Ads și cu asta. Deci, oameni buni, când caut Sorin pe Google și vezi că apare Patricia, Vasile, Costil și Sorina apare al patrulea, înseamnă că ceva nu e regulă. <laughs> da, înseamnă că ceva <laughs> nu e regulă la bine. capitolul SEO, da. Ce înseamnă SEO? SEO înseamnă Search Engine Optimization. Adică sunt anumite cuvinte, că sau anumite propoziții care, care se pun în te site, pun în față, care te pun în față, da. Și la fiecare click de la pe care îl fac clienții voștri, voi plătiți un anumit, o anumită sumă de bani către Google, nu? Asta e pentru reclame. Asta e pentru reclame și așa funcționează pe toate platformele, și pe Google, și pe Facebook, și pe Instagram, pe toate deci astea. când pe Google, când cere ceva și dă click să deschidă site-ul respectiv sau așa, deja se plătesc bani, nu? nu se plătesc bani pe asta. Se plătesc bani ca să afișeze reclama, indiferent că aduce sau nu rezultate. Deci, practic, dacă bag acum 5 lei în Facebook, eu pot să bag 5 lei pe o poză cu cana asta goală de cafea. Nu, dar vorbeam cu Google. Cum aș face eu ca în momentul când caute lumea Sorin să apar eu primul și nu Patricia sau Vasile sau Costel sau altcineva? Da, trebuie să faceți SEO adică search engine optimizare să vă puneți C cuvinte. Cine face chestia asta? În general, eu nu pot să fac, doar un specialist. Un specialist, da, Aici asta vreau clar. Să, asta vreau să scot în evidență. Asta clar, da. Aici vreau, eu vă zic minge la fitness. <laughs> eu tot intram în <laughs> chestii tehnice, Defect de profesional. Și cum mă, cum mă duci pe mine să viu primul? Ce, cum mă optimizez sau care sunt metodele de a mă optimiza și nu plătesc eu mai mulți bani când sunt primul decât când sunt al patrulea? Nu, deci partea asta de SEO e ca și organicul. Nu se plătește bani pe partea de SEO, ci pur și simplu, nu știu să o fac exact asta de SEO, eu specializată pe parte de reclame, pe parte de plătit, pe Facebook, Instagram și TikTok. Știu sigur că partea asta de SEO nu se plătește și e bazată pe cuvinte cheie. Acum au început să fie implementată și pe TikTok, și pe Facebook, Instagram și pe astea, prin, de exemplu, în bio. Dacă eu îmi pun în ce bio... Ce înseamnă în bio? Chiar partea aia de sub-imagine pe care o avem la profil. Dar, zicem la oameni, când da. mulți zic link în bio... Și mă sună, domnule, am văzut link în bio, dar nu găsesc link-ul. <laughs> da, da, da. Știi? Că mulți scriu, uh, când postează ceva, link în bio. Și nu am găsit niciun bio. Da, e fix partea aia de sub, uh, de sub poză, prima parte. Foarte de mulți oameni nu sunt familiarizați cu termenii ăștia și da. nu știu unde să caute, știi? Da. Și cuvintele astea cheie se folosesc, ce înseamnă cuvinte cheie? Adică tu de exemplu, când intri pe Instagram și te duci acolo la partea aia de search și scrii de exemplu marketing, o să ți apară câteva opțiuni, primele opțiuni. Alea sunt cele mai căutate lucruri legate de marketing de către oameni pe Instagram. Ei tu dacă iei chestiile alea cele mai căutate și ți le pui în postări, în bio, în așa mai departe, oamenii când o să caute de exemplu tu ți-ai pus digital marketing. Când omul caută digital marketing, o să i apar și tu. De ce? Pentru că au făcut algoritmul conexiunea între cuvintele respective și profilul tău. La fel funcționează și cu SEO pe Google, tot pe bază de cuvinte cheie, care se pun în titlu, în subtitlu, în ce ai scris acolo pe blog sau așa mai departe. Se pun tot felul de cuvinte cheie în funcție de ce caută oamenii cel mai des pe Google pe subiectul respectiv. Deci contează mult titlu. Contează foarte mult titlu și până la urmă contează toate cuvintele pe care le cum mai pe folosești. Nu bine pe TikTok să-ți pui, pur și simplu filmulețul sau să-și pui un text pe el, cum ai observat că prinde mai bine și lumea e mai curioasă să dea click să-l deschidă. Eu uh, vă referiți fix acolo deci, în profil. Deci faci postare, faci o postare mm -hmm. de un video, mulți pun titlu, am fost la pescuit. Alții nu pun nimic, ca doar las omul să deschidă să vadă despre ce e vorba, în contentul respectiv sau în conținut. Da, eu nu pun, și nu pun din cauza că nu mi se pare că arată profesionist. Mi se pare că arată cumva așa aruncat, că nu poți să-l pui fix la fel pe toate video și atunci deja mi se pare da, că arată dezorganizat. A, am mai vorbit cu cineva care e specialist pe TikTok și pe asta și mi-a zis că el a observat, analizând mult... TikTok-ul că e mai bine să nu pui nimic, și să lași omul să fie curios și să dea el da. click să vadă despre ce e vorba, știi? Da, dar oricum poți să pui, poți să folosești cuvintele, poți să pui titlul respectiv în descrierea videoclipului sau adică nu trebuie neapărat să-l pui acolo așa ostentativ mare, mare da, da, da. Că arată urât. Și sunt mulți care editează, dar din cauza că fac editare de asta cu inteligența artificială, de multe ori scriu ori agramat, ori asta și arată urât sau scriu cu un i de loc de doi de i sau ceva. Sau desparte și a... cuvântul sau și îl pune pe următorul. Și îl pune în următorul da. și arată destul de neprofesionist. Deci da. cel mai bine e să nu scrii nimic în niciun text, să pui efectiv doar filmulețul, nu? Da, și cu subtitrări. Eu întotdeauna zic la toți oamenii cu care lucrez, cel mai important e să pui și subtitrări. Ai observat că e mai bine să postez la anumite ore, să fac mai multe vizualizări sau nu contează când postez cu omul, când așa să uite? Asta e încă o chestie care nu pot să dau un răspuns foarte concret. Uh, din nou, depinde foarte mult de audiență. Eu te întreb ce mă întreabă oamenii pe mine, și da, da, o da, da, să da, invit da. un specialist, că de-aia ești tu aici, ca să-l întreb ce mă da, întrebați da, da. voi, adică eu pun întrebări mult, de la oameni, știi? Depinde foarte mult de audiență. Adică cine se uite la tine, nu? Adică cine se uite da. De exemplu, dacă. Nu știu, de exemplu, prietenul meu face cursuri pentru BAC, adică ajută pe copii să învețe pentru BAC la română și la mai multe Ii materii. Luăm în bani că e făcut reclamă și e, lui acum. Da. <laughs> Așa, el, de exemplu, cel mai probabil e foarte bine să posteze în jur de ora 2-3, pentru că atunci ies copiii de la școală, atunci se urcă poate în autobuz, în tramvai, în metrou, în așa, și ce fac? Stau pe Instagram și dau scroll de plictiseală până ajung acasă. Și atunci el postează la ora aia. Eu, de exemplu, dacă vreau să ajung la audiența mea să am cât mai multe așa, cel mai probabil postez seara. De ce? Că oamenii care mă urmăresc pe mine cel mai probabil au un job sau o afacere sau a așa, seara ajung acasă și ce fac? Stau de plictiseală și dau scroll. Depinde foarte mult de audiență ca să știi la ce oră să postezi, dar cel mai bine din nou, testezi, că nu-i... Deci ce... cui te adresezi, practic? Da, cui te adresezi. Asta e important, ca și ore. Și să-ți să imaginezi, da, să-ți imaginezi care e cum decurge o zi din viața persoanei care te urmărește ca să-ți dai seama când are timp de stat pe platformele de socializare. Nu mă pricep foarte bine la TikTok pentru că eu nu fac cerșeală, adică nu cer trandafiri <laughs> și nu fac meciuri, n-am intrat niciodată cu cineva să fac vreun meci sau ceva, nici nu mă interesează chestia asta. Dar la YouTube am observat, în funcție de videoclipurile de care le postez, pot să am uh, 5 dolari de la pe vizualizare pe client sau cum se. pe 1000 de vizualizări. Știi cum mm. se monetizează la da. YouTube, nu? Știi cum se monetizează, nu? Pe 1000 de vizualizări, în ei uh, au, uh, au un soft foarte interesant care a, uh, uh, calculează uh, ce venit au oamenii care se uită la tine. Adică, dacă. De exemplu, cum îi doream popa și are foarte mulți copii, el are pe 1000 de vizualizări mult mai puțin bani decât fac eu un vlog de afaceri unde se sunt oameni de afaceri. Da. Adică de 5 ori mai puțin bani. Am vloguri, de exemplu, în care vorbesc de afaceri și de chestii unde am 15, de, 15, 15 pe 1000 de vizualizări. Și am vloguri care mă plimb cu mea Până în grădină și arăt ce flori frumoase, ce câini avem noi și avem un dolar jumate, adică de 10 ori mai puțin. Pentru că să uită alt Altă gen audiență, de da? oameni cu alt venit, să uite gospodine, să uită casnice, să uite nu știu ce. La la de afaceri, Face soi oameni care au bani, care fac afaceri, care interesează bursa, care interesează nu știu ce. De, de zic că eu nu dau seama la ce performanță au ajuns ei încât să calculeze ce bani au în buzunarul care se uite la video respectiv, la ce performanță s-a ajuns, știi? Da, probabil tot în funcție de lucruri la care te uiți. Că un om care stă pe salariu minim și așa mai departe, cel mai probabil nu se uită la podcasturi de afaceri. Și atunci, dacă YouTube vede că te uiți astăzi la unul, mâine la altul, poi mâine la altul, poate te mai uiți și la un video despre investiții în imobiliare sau așa mai departe, îți dai seama totuși că te uiți cu un scop. Adică. Și atunci, probabil, poți să te catalogueze ca fiind încadrat într-un anumit tip de venit. Uhum. Dar asta e și uh, motivul pentru care se primez mai mulți bani pe o anumită audiență. E exact același motiv pentru că poți să bage reclame și atunci cel mai probabil convertesc. Nu oamenii care au mai mulți bani. Foarte de obicei, mulți oameni țipă că bagă prea multe reclame la anumite video, -uri. dar zic o, oameni buni, este Google ăsta, YouTube, YouTube Premium, 30 de lei, nu știu cât e, 20 de lei, 3 euro, 2 euro, nu știu cât e, foarte puțin, da, 30 ceva de lei, 30 ceva de lei, nu mm -hmm. nu se mai bagă niciun fel de reclamă, ai dat 30 de lei pe lună care cât e? 6 euro, 5 euro pe lună, adică și dacă ai salariul minim pe economie sau ceva, tot îți permiți tot, și da. nu mai te enervează reclame, nu mai ai niciun fel de reclamă și te uiți cât, cât vrei și cum vrei. Da, și acum cum au e. și el de family, plătești, nu știu, 50 de lei să uită și bunica și tăticul, și mămica și toată lumea pe, și, pe același cont. Da, ori implementa și cei de la Facebook chestia asta cu abonament ca să nu mai, ca să nu mai primești reclame. Dacă vrea cineva o firmă care deja există și are probleme cu social media și nu crește și uh, voi oferi și serviciile astea de a administra paginile lor de social media, adică Facebook, Instagram, TikTok, să vă ocupați voi de pagini. Aveți și uh, Serviciul ăsta, să zic așa, în portofoliu sau uh, nu dar faceți așa ceva? Nu, facem, dar de asta depinde foarte mult și de om. Adică eu nu încerc să-mi vând serviciile la fiecare om care vine să zic gata, ia pachetul cel mai mare, sau așa, pentru că depinde foarte mult de om. Dacă omul zice eu nu vreau să mă implic, eu nu o să-i dau niciodată serviciile se astea. pentru că foarte mulți oameni mi-au scris, zice, domnule, nu știu cum să-mi cresc paginile astea de social media, caut un specialist ăsta pe social media care să știe ce să posteze, când să posteze, cât să fie video de lung, ce să conțină și n-am găsit, am tot angajat o felul de fătuși de astea care s-au dat uh, social media expert, cunoscătoare, sau cunoscătoare, cum să numesc, da. mari și nu au făcut nimic, nu știau, nu se descurcau și zice, recomandă și mie pe cineva, că tu ai firme și vă zic că nu mă ocup eu și nu știu, dar de, te-am întrebat că sunt firme care se fac chestia asta sau sunt persoane care... Sunt, sunt, dar dacă ți iau banii fără să spună mai multe întrebări la început, nu o să iasă nimic. Și de ce e chestia asta? La fel ca și în exemplu pe Scobar, el a crescut pentru că el personal s-a implicat. Și atunci tu ca business owner, indiferent de afacere, că ai o cafenea, că vinzi haine, că vinzi cursuri, indiferent ce vinzi, tu personal trebuie să te implici să te filmezi, că altfel nu mă filmam nici eu, nu se filma nici pe scobar, nu se filma nimeni. Tu trebuie să te filmezi personal. Eu de asta nici nu, nu prea accept și de aia pun întrebarea la început. Mă, ai timp să te filmezi? Eu dacă zic ce, cum, când, ce să vorbești și așa mai departe, filmezi? Dacă omul zice, nu, nici nu vreau să iau banii pentru că iau banii, nu se întâmplă și după aia merge mai departe, păi Patricia nu a adus rezultate. Păi nu a adus rezultate că nu vrei tu să te filmezi. Da, stai puțin, Patricia. Sunt oameni care sunt timizi, care sunt foarte deștepți, genii, au un produs foarte bun, au o facere bună, au un restaurant care îi mâncare exoară, dar nu vor să apară în față. Ce facem cu ea? Plătesc pe altcineva să se filmeze în locul lor. Adică, caută pe cineva să fie o. Un fel de fața brandului. Fața brandului. Da, da. E necesar să fie cineva. E obligatoriu ca, uh, ca să meargă bine treaba și să vină clienții să fie asociat uh, afacerea cu o persoană. Da. Da, pentru că întotdeauna o să vină, mai ales acum, că sunt atât de multe opțiuni pentru orice ți-ai putea dori și orice e posibil. Pentru mine sunt enorm de multe opțiuni. Omul întotdeauna o să aleagă să meargă unde rezonează. Unde rezonează cu persoana respectivă, și se pune în pielea persoanei respective, și gândește ca el, și ar place să fie ca el, da, îl ia sau... ca un model. Exact. Și atunci se duce acolo. Deci, persoana respectivă să fie ca un model pentru el. De e important. De -aia ai zis și... cu Pescobar cu șmecheria da. și ar dori fiecare care merge la Taberna Racilor să conducă Ferrari, să conducă. Mercedes clasa G să conducă da, exact. Lamborghini și să mănânce caracatise cu poftă da. Wayne, nu? Da, exact. <laughs> și de-aia e și foarte important să dacă aleg să se filmeze sau persoana pe care o plătesc să se filmeze așa, să fie cât mai naturală posibil. Pentru că omul simte când e ceva scliptat, clar, clar. când e ceva fals, când e ceva... Când îl minți, când te prefaci, da. când ai smile-ul american fake și tu da. ești, îți vine să-ți mulci carnea de pe tine da, de supărat ești. <laughs> Omul simte și dacă simte, nu, nu se duce. Am înțeles. Mai vrei să-mi spui ceva, să mai adaugi ceva? Aș vrea să mai facem o dată, sigur o să fie multe reacții după podcastul ăsta și o să întrebe oamenii mult mai multe chestii care noi au acoperit, să facem un live, să răspundem un Q&A da, dacă vrei și așa și interactiv așa, pentru că ți-am zis, sunt, interesul e foarte, foarte mare, sunt foarte mulți oameni care au firme mici și nu-și permit să plătească o companie de asta de să le dea mii de euro pe să le facă publicitate sau marketing și atunci încearcă să găsească tot felul de tipsuri de astea care să poată să-și promoveze afacerea cu bani foarte puțin sau for free, cum a făcut pe Escobar, gratis. Da. Nu vor ni să apară în față să, să scălâmbe, să se pozeze, nu știu în ce ipostaze, dar cum ai zis tu, e o soluție foarte bună, cineva din familie sau un angajat care e mai curajos și asta să înceapă să facă firmulețe, să arate ce bună e mâncarea, să guste, să... Da. ce atunci interes, nu? Da, și trebuie omul să rezoneze, altfel nu, nu... vine nici în locație, nici dacă ai magazin online, nu știu. Poți să pui poze cu, nu știu, pachetul de cuțite, că au fost foarte la mod acum Crăciunul ăsta, sărbătorile ce au trecut, tot felul de cuțite care arătau mai nu știu cum, din nu știu ce material și așa, se vindeau foarte mult pe magazine online. De Degeaba pui poze numai cu pachetul, cum arată și așa mai departe, cu omul, dacă nu vede un alt om ca să rezoneze cu el, să, nu știu, să-și dorească ceva de la el, să vrea să fie ca el, să nu vrea să fie ca el, să rezoneze într-un fel, nu Da, am văzut multe reclame la dase de tăiat, când tăia unul <cute> câte un nou sau câte o carne sau arăta ce bine taie. Aia deja era mai personal. Uh -huh. Deja era mai personal și te duceai și cumpărai. Dar alții pun numai, nu știu, cum deschid cutia sau cum ridică cuțitul din cutie, nu-mi pasă. nu ok. Nu, 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 ți pasă ca om care vezi chestia asta. La fel și Vrei vei... să vezi ce face Exact. Produsul vrei să, vezi, respective. vrei să vezi produsul cum se comportă. în starea lui de gata pentru a fi folosit. Asta e și motivul pentru care, de exemplu, pe cutiile de cereale sau chestiile astea ce le vedem pe raft, nu vezi niciodată, nu știu, cereala în poză pe cutia de cereale. Vezi bolul de cereale cu lapte, cu cereale cu lingura, poate cum zboară și cerealele din bol și așa. De ce? Pentru că le vezi în starea lor de gata pentru a fi folosite. Că atunci deja poți să-ți imaginezi cum ești tu care te pui acolo și mănânci cereale sau folosești cuțitul să stai friptura sau... Asta e toată logica din spate la cum funcționează chestiile astea. Mulțumesc mult de tot, Patricia. Mi-a făcut plăcere. Și eu. Oameni bune, asta a fost podcastul de azi. O să ne mai vedem cu Patricia într-un live cu QA. Pregătiți întrebările și o să vă răspundem cu plăcere. Doamne, ajută o seară minunată să ne vedem cu bine, să ne auzim cu bine.